îmi puneam toate cărțile mele de la școală pe burtă, doar că. ca să pot să cânt din afară, Mă stăteam întins pe jos și cântam. N-am putut niciodată să să mă gândesc doar la mine, pentru că așa a fost, cumva, așa am fost crescuți. Uh, nu putem să avem doar noi pâine pe masă. Orice boală pe care o ai se, uh, ia naștere ca o intenție. Ori să-ți atragă atenția, uh -huh. să te întorci către tine, ori ca să primești atenție. Talente, mă, ce ai? Ce ai, mă, ce, mă? ce, mă? ce Am refuzat o emisiune în care mi se spunea hai să mințim o leacă despre părinții tăi, nu. Care a fost lecția mea cu treaba asta, cu tumorile și cu tot ce s-a întâmplat? În iunie s-a întâmplat asta, în septembrie nu mai aveam nimic. Bun găsit, dragilor! Bine ați revenit la Umblă Vorba! În această seară, invitatul meu este cel ce a câștigat a cincea ediție X-Factor. Este vorba despre Florin Răduță și veți descoperi astăzi un băiat cu o poveste absolut fabuloasă. Am apucat și am stat de vorbă două minute înainte de, înainte de a începe această înregistrare și credeți-mă, chiar e un băiat foarte, foarte, foarte tare. Înainte de toate, like, share, subscribe, comment, ne ajută în legătura cu algoritmul YouTube-ului. Suntem și pe Facebook, știți deja chestia asta, cam pe toate rețelele sociale. Așadar, însă, seara aceasta pentru dumneavoastră, pentru noi și pentru bucuria noastră. Pentru că, până la urmă, spun sincer, e bucurie să te am alături de mine. Tu în răduță. Să te domnule. Bună seara, bine v-am găsit. cu domnule și cu mă, da, gata. Deci da, mă da, forțe da. să vorbim și -o la persoana a nu da, da, da. Bună seara, da, bine v-am găsit. O, bine ai venit. Este o onoare să fie aici. Gata, putem să închidem. Da, în momentul nu este gata. o vrăjeală să știi. <laughs> da. Mă bucur, mă bucur că simți chestia asta și, na, ce să zic, sper ca totul lumea să, să te descopere așa cum te-am descoperit eu în 10 de când am stat de vorbă, nu? <laughs> Florine, hai să luăm cu începutul. Până să ajungem la subiectele hot pe care toată lumea le așteaptă. Cum ar fi muzica și ce mai da, pregătește. Da, da, <laughs> da, da. Hai să vedem de unde vii. Noi avem o întrebare aici cu care începem și pentru că ai urmărit podcastul nostru, știi. Da, de unde, da, da. când, cum și mai ales de ce te-ai născut? Ia hai! Bine, asta cu de ce, știi că poți să nu dai răspunsul și mai pe în context. Oricum poți să afli cândva da, altcândva. Da, ori or în viața asta, ori în următoarea. Um, sunt din Târgovește. Ok. M-am născut pe 14... Din fosta capitală. Exact, exact. Uh, M-am născut pe 14 mai 1994. Om. Am 29 de ani. Mulți înainte să fii sănătos. Um, deci, de unde, de unde vin? Ai stabilit-o? Când? Iar da, și am stabilit-o? Da. Așa? Cum? Asta nu mai știu, nu? Da? Asta nu... <răș> N-ai fost de față. Uh, nu, n-am fost de față. N-am fost acolo. <răș> o să vedem cum o să o întreb ai mei, știi? Uh, da, și de ce? Uh, cred că m-a lăsat Dumnezeu, Dumnezeu cumva pe pământul ăsta să am un destin măreț și cumva să fac oamenii să simtă. Eh, bravo, uite, avea, stai. dacă tu deja ți-ai dat seama de chestia asta, să zic că un lucru mare Auzi, hai să hai să o luăm așa de la Adam și Eva cum ți-a fost copilăria în Târgoviște? Um, băi, să știi că um, provin dintr o familie modestă um, familie care s-au sacrificat destul de mult, adică foarte, foarte mult oameni modești, simpli dar oameni foarte muncitori și cu foarte multă iubire Asta e cel mai important, până la urmă. Iubirea acoperă orice lipsă. Exact, nu? da, așa este. Așa este. Um, doar că să știi că familia mea n-a fost dintotdeauna modestă, au avut destul de foarte mulți bani, doar că au făcut niște greșeli și au rămas fără bani cumva. Um, am crescut cu, cu fratele meu și cu doi verișori, eram patru, eu eram cel mai mic. Uh, Mamă, și, seriosă, mă, mă, și... serioasă, Clar, la noi când se strângeau toți și veneau și dormeam, dormeam pe jos, în pat, sub Ce pat, era foarte, 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 un neam foarte, foarte frumos. Foarte uniți, ca să spun așa. Asta e important. Uh, da. Și um, mama și tata ne crescut de la, pe mine m au crescut de la vârsta de șase ani, pe ceilalți, dacă au fost de v-au crescut. Da, de bunici am fost uh, crescut. Pe păi părinții? Uh, părinții, uh, mama nu s-a mai înțeles cu ai mei, la vârsta de 6 ani s-au întâmplat niște lucruri pe care nu o să le discut acum, pentru că o să le discut în, în cartea mea, care va fi peste 5 ani, probabil. Atunci am spus că o să spun întreaga poveste despre okay. ceea ce s-a întâmplat. Uh, pentru că așa este frumos, cumva, respect față de părinții. Da, mă, mii, e, e decizia este decizia da, ta. Da, 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 și da. Uh, Nu s-au înțeles în perioada aceea. Uh, mama a decis să plece, eu am decis să rămân, chiar că avem șase ani, am decis să rămân cu ai mei pentru că eram bunici. foarte îmbătrânită. Dar când spui ai mei tu te referi la bunici, asta da. este fantastic. Da, da, da. Dar, da. în general, când spunem ai mei, Te referi la părinți. Da, te referi da, la părinți, este, e da. foarte tare. Da. Mama să știi că, chiar că a plecat, tot a fost în spatele nostru, tot a fost Aha. lângă noi. Doar că nu s-au mai înțeles și eu am înțeles că a m-a dar ca aspectele astea le-am înțeles. Și a plecat unde? A plecat din țară? Uh, nu, cum? a plecat la, la mama ei. S-a mutat la mama ei. Ah, okay. la mama ei. Okay. Însă tot avea grijă de noi. Tot venea și voi ați noi. rămas cu bunicii? Am rămas cu bunicii. Eram patru. Deci... Și tatăl tău? tatăl uh, pe tatăl l-am cunoscut la 10 ani. Stai, 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 stai. stai, ia mă, Ia-mă încet că mi-ai dat-o de <laughs> mă <-a loc laughs> la Deci hai să o luăm altfel. Deci tu ai, rămas, tu ai rămas cu bunicii după ce mama ta a, plecat, a decis să plece. Exact. Bunicii din partea tatălui. Ok. Da. Tatăl -tata meu a fost plecat în Israel și a prins în perioada, știu că era cu război, era o perioadă foarte aiurea în care nu puteai să mai vii în țară de acolo. Uh, și chiar 2 ani a fost dispărut acolo, nu a mai dat taimei absolut deloc de el. A fost o, o, o situație foarte urâtă. Uh, el și cu tataia au a, a lucrat în Israel ca uh, constructori. În construcții, da, okay. Oh, da. a, a făcut foarte mulți bani, s-a întors tata aia, a cumpărat trei apartamente, au avut foarte mulți bani în bancă, aur, cum era pe vremea aceea a, și tata a rămas acolo. Doar că după o perioadă de câțiva ani nu a mai dat de el. A fost o perioadă în care a fost o nebunie cu război în perioada aia, cu bombardamente, chestii, nu mai știu exact. A, și după ce a putut să-și facă actele să întoarcă în țară, s-a întors, eu aveam 10 ani. Mamă. Da. Dar mamă, să știi că uh, cumva simțeam nevoia asta de, știi, de cum să nu de simt, oricât, oricât, de, mult a fost mama și cu tata lângă mine, uh, tot am simțit părinții să fie acolo mereu pentru mine. Foi de mine, să nu-ți cunoști până da. 10 -a. Da. Da, da. chestia asta, te-am auzit la Florentina Fântânaru când ai fost, da. când ai fost invitat și ai Este chestia asta și zic, bă, poate o fi vreo greșeală, na, hai să vedem. Dar acum cum ai spus-o, wow! Și cum a venit? S-a întors el sau cum a fost? Da, s-a întors și a făcut actele. Cred că a venit cu un ăsta, după zicea anteziile. Tata Tatea a trebuit să vândă un apartament ca să-l aduc înapoi. Păi, dar de ce ce s-a întâmplat? Asta e așa. El acolo era expat, nu avea un apartament. Nu, 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 nu. Ideea este că nu știu exact ce probleme au avut ei acolo. Știu că atunci când au început treaba cu războiul sau nu mai știu exact în perioada aceea. Oricum, era mic. Aveam între 6 și 10 ani. Ok. Um, tot ce avea în casa respectivă pe care o cumpărase sau unde stătea acolo, a pierdut tot. Absolut tot. Wow. Da, da. Oricum, a făcut niște lucruri, greșeli, probabil, și s-a întors acasă, a venit cu un ghiozdan și țin minte că eram pe pe scările blocului și l-așteptam cu inima strânsă cât un purice. Da. Era, eram foarte mândru că într-un final am tată, știi? Wow, ce tare. Da. Ce tare. și a venit acasă um, lucrurile nu au fost foarte foarte adică nu au mers foarte bine în perioada aceea um, păi de ce? au, au pierdut tot ce a. strânsese uh -huh. um, dar pentru ei era foarte important că tata era acasă știi La copilul lor da, era normal, foarte da normal cum important, Dumnezeu să-ți vezi copilul și-au pierdut atâta foarte atâta? Tot, tot ce aveau uh, și am luat-o din chirie în chirie atunci a fost o perioadă foarte cu ce, cu bunicii ai sau cu da, tata? cu toți a, a toți toată toți, gașca. toți eram 10 persoane. Wow. Da. Bunicii, voi aici zis că erați patru. patru. Da. Stai că numai, deja șase. Da. Tatăl tău șapte. Da. Și încă trebuie, da, mă rog. Da. Wow. Al, alți membri de familie. Și am luat-o din chirie în chirie. Uh, wow, dar n-a a fost, fost, ușor deloc? N-a adică a fost absolut deloc ușor. Dar la dar, vârsta aia să Dumnezeu. Uh, asta a fost toată treaba, că eu atunci la 10 ani mi-am făcut o promisiune față de familia mea, chiar dacă eram copil, mi-am făcut o promisiune ca niciodată să nu-i las n a este fost fantastic. a sense. fost corect față de mine, dar aia a fost promisiunea. De ce n-a fost corect față de tine? Pentru Stai o secundă. Că... de ce ți-ai seama... stabilit, ți stabilit, un țel stabilit un se poate de așa este, nobil. Da. Da. civilizat și iartă-mă, foarte, foarte, rar întâlnit în ultima vreme. Adică, în general, în general tineretul în ziua de azi de abia așteaptă să scape de acasă, nu contează în ce condiție trăi și la revedere tabără dragă, știi, o vorbă, și pune palma în fund și s-a dus. Codruz, n-am putut, putut, niciodată să, să, mă gândesc doar la mine, pentru că așa, a fost cumva, așa am fost crescuți. Uh, nu putem să avem doar noi pâine pe masă. Trebuie <laughs> să aibă și alții pâine pe masă. Nu putem să călcăm pe cadavre. Doar ca să reușim noi. Ci trebuie să. Asta să sunt învățăminte de la bunici, evident. Ce tare. Sau că nu e foarte mult. Foarte mult. Foarte mult. Dar niciodată nu ne-a lipsit pâinea de pe masă. Dar erau relativ tineri, din moment ce au reușit să vă. Nu, chiar. aveau 50 de ani. Păi și cum mă dăm pensie? Nu înțeleg. Din pensie, tata lucra în continuare. Tata lucra în continuare. Avea 60 de ani și lucra în continuare. Mai trebuie să. Nu, a murit. Au. Da, o să spun și despre. Da. Mulțumesc frumos. Uh, uite când vorbiți despre el, uite cum sunt. Păi, foarte bine, normal. Uh, este ceva ce n-aș putea niciodată să exprim în cuvinte uh, dragostea pe care și respectul pe care îl port bunicilor mei. E ceva ce nu aș putea să spun cât de mult înseamnă. Da, știi? normal. Uh, păi, dacă ți-au fost și mama și tată da, să da, Dumnezeu. fantastic da, da. Fantastică. Zi? Și s-a întâmplat chestia asta. Am note din chirie în chirie. A fost, a fost destul de, de rău. A tot, fost în, tot în. În trgoviști. În da. Așa. Dar asta, asta n-au înțeles oamenii. Oamenii, cumva, familia mea a fost destul de înstărită, foarte înstărită. Doar că. Știu cum în viața asta te duce. Acolo, da, astăzi ești, astăzi ești pe munte, mâine ești în propoaste. E normal. Dar da? cred că în asta și constă frumusețea vieții. Da, de fapt. Cu siguranță dacă nu știi ce este tristețea și ce este. N -ai răul... ai cum să apreciezi apreciez fericirea? Da sau liniște sau ceea ce ai. Da, 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 da. Și Așa... nu poți să știi, știi care e chestia, că la un dat ascultasem un preot care a spus o chestie absolut fabuloasă. Nu poți să-i mulțumești lui Dumnezeu numai pentru ce-ți dă. Trebuie să-i mulțumești și pentru ce-ți Pentru că ce -ți ia, poate nu-ți este de folos sau mai mult te încurcă și mai, a -a... O, și mai e o chestie. Mai e o chestie. Abia când nu ai poți să apreciezi ce Așa ai, este, știi? Da. da. Așa este. Fantastic. Um, eu am învățat un lucru în viața asta că Câteodată ne atașăm de lucrurile care ne fac rău sau credem noi că aia merităm. Dar niciodată planul tău nu este mai bun decât al lui Dumnezeu. A, asta este evident, da, asta e clar. Bine, hai, putem să-i spunem cum vrei tu, Dumnezeu, Buddha sau. Univers, cum, cum vrei tu, exact, eu cum, cred da, în Dumnezeu da, da, da. și da, îi simt da. prezența în fiecare da. zi din viața și prin fiecare experiență pe care o. Da, este fantastic. Și în momentul ăsta, când vorbesc despre el, nu aș putea nici n-aș avea cuvinte să exprim cât de mult îl iubesc. Dar asta nici măcar nu. Uh, sunt ortodox, adică nu da, sunt. Da, 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 să da, da. mai știu da, ce. Oricum, Dar nu contează, e, asta Consider e că religia a. Hai, separat să spun, oamenii... hai să spun un lucru. Eu am învățat în viața asta că pe un om nu-l poți cataloga după religie, după orientare sexuală și după contul din bancă. Pentru că nu ai de unde să știi fiecare lucru ce ascunde în spate. Știi? Da. Adică, sunt, și, astea, și astea în general sunt subiecte cam tabu, știi, și pe afară. Da. Asta nu, nu, prea să discută. De Așa ce? Este, păi, țin de intimitatea mea. Până la urmă, nu. Și atare, eu n am cum să judec un om pentru chestiile astea și nu am cum să, cum să spunem, nici măcar nu pot să-l combat sau să zic, a, bine, mă, bine că ești tu la credincios. Foarte bine, treaba ta, până la urmă, ce probleme am. Dar spune altă, altă chestie, că nu se la școală. Vă mutați în chirie de colo-colo și școala? Încă făceam școală, da. Cu... E, e, a fost bine că am prins cumva vacanța de vară. Așa. De mutam. Uh, la un moment dat ne-am mutat și din oraș, pentru că era destul de complicat, și a trebuit să vin să stau cu mama înapoi. Adică, ai mei Sta era Bun. bun. Deci ne-am mutat din chirie ca să, ca să înțelegi cum a funcționat treaba. Mama, Așa. oricum, era la mama ei. Ok. Bunica mea. Uh, îi spun mama ei pentru că niciodată nu am avut o relație foarte bună cu mama ei. Uh, și ideea este că, deci, noi ne-am mutat cu, din chirie în chirie, după toată perioada aia și după ceea ce s-a întâmplat. Și mama locuia uh, cu mama ei, iar în momentul în care am ajuns să ne mutăm din oraș... Îmi dai voie să... Sigur, da, sigur. Să, uh, în momentul în care am ajuns să, să ne... Să ne amărască, da, da, da. Așa, zi, în momentul în care am ajuns să ne mutăm din oraș, uh, stăteam undeva la țară, pentru trei luni am stat și eu a trebuit să mă întorc cu școala okay, la mama. Da. Și, și atunci am stat o perioadă de un an sau doi ani la mama. Fără Bun. să mai stau cu ei. Și n-a fost o perioadă bună? Nu v-ați recunoscut? Nu v-ați ren prieteni? Da, ba da. Dacă vrei să știi că avem și slup, să-mi spui din care. Da, da, vrei, da. Îți înțelegi tu de aici. Eu uh... O să-l să desfac din asta. Da, eu curioz. o să-l desfac pe asta când o desfac să cu da. care vrei tu. Da. Și s-a întâmplat treaba asta. Să știi că sunt 100% natura. Adică da, da, da. De asta beau și eu să știi șapte da? alea. da? Da, da, dar dar da, da, da. da, sunt geniale. Sunt niște starteri extraordinare. Mai ales pentru energie, îmi dă. Da, acum e seara și am zis să nu ne mai energizăm prea tare, că mai trebuie să mai și dormim, știi? Da, exact. <laughs> Așa zis, scuze-mă, te-am întrerupt. Și am tot, tot mergeam la -am. școală, adică nu era nicio problemă. Și să știi că ne-a întărit cumva relația între mine și mama, pentru că noi ei, da, nu mai stăteam cu ea, știi? Da. Uh, în perioada aia, am stat cu ea un an sau doi și după aceea ne-am întors tot la ei mei. Adică la bunici. Cu ea cu tot. Da. Și în, felul ăsta, și în felul ăsta cumva voi de fapt ați refăcut relația între mama ta și tatăl tău. Nu, no, ei cumva. nu mai stăteau împreună. Chiar, adică ei nu mai, nu mai erau împreună. Ah, okay. Adică la modul... Dar ai simțit vreun moment, voi, voi ca și copii ați simțit vreun moment răceala asta dintre ei? Adică da, va, știam va afecta. oricum. Nu mă, dar, erau. va afecta, la modul, fost să da. spui acum, da, m-a afectat dar în Dar ideea este că n-am cum să mă prefac, adică oricât ai încercat tu ca, ca părinte să ți protejezi copilul, să nu simtă ceea ce se întâmplă între mine și partenerul meu, corect. de exemplu, n-aș avea <coughs> cum, pentru că separarea aia tot se întâmplă. Da, ei au divorțat. Aha când aveam eu 15 ani, 16 ani. Okay. Deci s-a întâmplat... Noi am plecat de acolo unde stăteam cu mama pentru că nu s-a înțeles cu sorsa dată afară din casă. Așa. Ca să înțelegi și tu cum s-a da. întâmplat toată treaba asta. Și ne-am mutat la IMEI, unde își luase apartament. Când deci și-au luat apartament, a dat mașina peste mama. Adică una bună și... și... Cum adică a dat mașina peste ea? A dat mașina, mașina peste ea, aruncat-o vreo 30 de metri în față, i-a rupt ambele clavicule, a avut șase anevrizme pe creier. A fost o situație foarte grea. Ca să înțelegi firul ăsta al vieții și al povestirii, trebuie să fii atent la detaliile pe care le spun. știi? Păi nu, dar deja m-am deja mă, cu pierdut? transpirație. Nu, mai pierd, am cu transpirație rece. Adică, ce vârstă avei tu? Aveam 14 ani. Wow! Deci ca să wow. înțelegi cum s-a întâmplat. A venit tata, la 10 ani l-am cunoscut. După aia am fost din chirie în chirie. Da. A durat vreo 2 sau 3 ani. Uh, am stat cu mama un an de zile. După un an de zile, sora i-a dat -o afară din casă Așa. pentru că uh, ea n-a fost cumva iubită de mama ei, da. a fost mai mult iubită de tatăl ei și uh, i-a trecut apartamentul acela unde stăteam noi pe numele lui surorii ei, gen. Și a dat afară din casă și-a trebuit să merg cu mama la... La IMA. E, La IMEI, mama și cu tata nu mai erau împreună, dar stăteau împreună. Înțelegi? De dragul vostru și din cauza situației. Situației da. în care erau circumstanțe. Și cum a ajuns să dea mașina peste ea? asta? Nu înțeleg. A trecut... Era un magazin peste drum. A trecut acolo și o femeie care era drogată sau beată, nu știu exact, a dat cu mașina peste ea Ma. Și a fost un moment, eram în oraș, m-a sunat ai mei, nici măcar nu m-a sunat să-mi spună că a dat mașina peste ea și au spus doar că a murit. M-a, zăpăcit. M-a, terminat. Era momentul ăla, știu, doar că am ajuns la spitalul din Târgoviște. Da, da, a supraviețuit accidentul, da, înțeleg. Da, pe asta, asta urma să spun. a, a intrat în comă. Wow. a, a făcut acele anevrizme pe pe creier, n am mai știut să vorbească absolut, a fost o perioadă de șase luni în care nu mai te înțelegeai absolut, deci pierduse cumva mințile. Și cine a avut grijă de ea? Noi, mama aia. Adică soacra ei cum ar exact, care nu mai era soacra ei. Bunicul tău se prăpădise deja. Nu. Nu, dar a trăit și el. Oh, ok. Exact. Ei, și în, acolo unde ne-am mutat, noi stăteam 12 persoane într-o garsonieră. Poftim? Da. Acolo unde, am, unde, am, unde stăteam noi, Stăteam 12 persoane într-o garsonieră. Știi că e un banc cât se poate de tâmpit, dar cât se poate de real. Știi cine a inventat stepul? Nu, dansul step. Nu, 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 Stepan Stepanovi Stepanov, care avea 8 copii și o singură oală de noapte. Nici nu vreau să mă gândesc cum a trăit voi oamenii într-o garsonieră. Într-o garsonieră. Deci nu, nu, vreau să mă gândesc. Se făcuse două camere, eram, eram, eu, fratele meu, verișoara mea, cu familia ei, <laughs> cu soțul ei și cu copiii ei, era mama, era tatăl meu, era mama și era tot aia. În fine, s-a întâmplat treaba asta, dar vreau să spun un lucru, un singur lucru vreau să spun, este că în ciuda a ceea ce se întâmpla în viața mea și în circunstanțele care s-au întâmplat în momentul ăla sau cât de multe persoane eram în casă, iubirea care se întâmpla acolo, n-ai cum să nu-l simți pe Dumnezeu în situațiile astea. Mă arăta greutate ce spui tu acum. Da, asta e povestea întreagă pe care n-am spus-o, știi? Adică ce ați văzut la TV și așa mai departe a fost doar o parte, pentru că nu puteam. Nu m-am dus la TV să spun lucrurile, bă. Uh, Apoi, la urmă, tu ai dus la ce TV -am să cânzi, Eu m-am dus să când. știi? Nici exact? n-am vrut să spun povestea. Ok, și școala mergea în continuare. Exact. Liceul făcut în la liceu. Intras la liceu. Da, intrase la liceu când a dat mașina pe stradă, cu o săptămână. Înainte. Wow. Și a dat wow. peste ea, a durat șase uh. luni până și-a revenit. Și a revenit și și un an. complet? Nu, a durat încă doi ani până și-a revenit. Pe a avea claviculele în sus, adică... Și wow. ce să vezi, s-au sudat singure, nici măcar n-au operat. Wow. Femeia a scăpat, nu a da. intrat la pușcărie, nu absolut nimic. Pentru că asta a fost legea, pentru că ai bani, te duci, n-ai bani, nu te duci. Da, nu era petrecere de pietă, mama ta? da. da. Ah. Că păi și... Seama? Nu contează. Ah, am înțeles. Da. da. E în România, n-ai Femeia era o fată de judecător, așa că. A, asta da. explică câteva. Da. chestii. Și în perioada aia, da, mă rog. Da. S-au um, întâmplat lucrurile astea, a durat foarte mult. Um, și ca să vezi, ca să vezi și tu cum stau lucrurile, uh, la 16 ani, a rămas gravidă cu sora mea, cu tot cu tata, până la urmă, mm. da, uh, a rămas gravidă cu sora mea. Deci voi acum sunteți tu, fratele tău și sora ta, da, da. care e mai mică cu 16 ani ca tine, 17 de fapt, cu 16 și 9 Are luni. Are 12 ani, da. Așa. Filează și becul deja de emoții. Wow! Băi, băiatule, dar ai vă trăit intens, trăi mă, intenz, mă a, Da, ești da, da, vezi, mie nu mi se pare ceva wow, mie mi se pare că dacă viața vine și îți bate la ușă. Păi, da, da, unde da. mai ești întreg la cap? Adică, păi dar nu eu, tu îți dai seama că toți au fost cumva dereglați. <laughs> toți au avut traume Știi? Bun, hai să, hai să o luăm altfel. Hai, hai să, hai că deja ne-am dus, mai sunt într-o zonă în care mă ia pămâne cu apoplexie. Bun, erai la liceu, da. până la urmă mama ta și-a revenit, da, da? A, a avut-o și pe soră da. da. Și la școală, tu cum te descurcai? Deci, cu toată presiunea asta psihică, cum te descurcai? Foarte bine. Eram A+. <laughs> Pentru că știu că ai ajuns și la facultate. Da, și la da, facultate da. nu intri pe ușă, hai, noroc, da mi toporul. N-am prenunțat. La ce facultate? Ajunsesem la facultate de pedagogie muzicală, deși eu nu știam două note muzicale. Bun, stai așa. <laughs> stai că ne-am dus un pic. Deci pedagogie muzicală, tu nu știai două note muzicale și de unde muzica atunci? Pentru că, fii atent, ca să, ca să înțelegi un lucru. de-asta spun că este o leacă cam complicată uh, povestea. E o leacă bine, sigur. Da, exact. ți am spus cum ce s-a întâmplat. Așa. A dat mașina peste ea și a revenit după un an, doi de zile, cam așa. A fost o perioadă foarte urâtă. Aimi încă se chiniau să creștem, să facem, să ne ținem la școală, să. Păi uh, că nu le simplu, Mâncare pe masă uh, era complicat. Eu, la 14 ani, am început să mă. când cos, câteva săptămâni înainte, am început să până să dea mașină peste mama, m-am m, -am luat, m -am apucat de muzică. Cum? Așa, hodron, tronc, da. De unde ai simțit? Eu, simțeam asta oricum de când eram mic. De când avea șansea, simțeam atracția spre, spre muzică. a fi artist. Okay. Cumva, uh, și ce am făcut? M-am apucat de muzică. Cum? 8 ore pe zi, în fiecare zi, non-stop, urlam de-mi rău. Mă, 8 ore. A fără să zi, ai o direcție. Fără o direcție, pentru că n-aveam cum. Provenea într-o familie modestă în care importante mai era, era mult mai importantă pâinea pe masă decât să mă duc eu să <gânt> fac da, eu eu canto. Hai. Am dus, m-am scris la canto. Era, <gânt> cred că, ultima grijă a lor tăi. Dai Sincer, seama. Da. Uh, și când m-am apucat, ai mei au spus, ce dracu faci, mă, tu ai nebunit, ce să faci, pune mâna pe carte și du-te, făți, ceea ce nu te-ai chinuit până acum pentru asta, Știa. adică ce să faci cu muzica, pleacă de că nu cântă nimeni dintre noi, tu nu cânti bine, nicio... nicio treabă, sunt primul din familie. Doară. Și uh, m-am bucat de muzică. Încercam peste tot. Concursul, nu l-am niciun, absolut niciun premiu. Am fost, țin minte că am fost la Tulcea într-un concurs uh, și au râs cei de acolo din sală de mine pentru că eram îmbrăcat foarte normal. Aveam un tricou și o breche de blugi. Dar nu lume. vocea a contat, a contat, țin vestimentară. Da. Da. Ah, okay. Și atunci mi-am promis important. eu, bă, eu știu ce, de unde vii și ce se întâmplă cu tine, știi, dar îți promit eu, cândva, lucrurile astea se vor schimba într-un mod foarte, foarte frumos. Bă, fantastic. Fantastic, sincer. Și nu o să renunți, indiferent că familia mea îmi spunea, ce dracu când mergi și du-te învață, că n-ai nicio treabă cu muzica, ce urli așa. <laughs> ca să <-ți> dai seama. <laughs> uh, mă înscriam la... Melo, lupește, hai da. treci la școală. <laughs> la școală, că n-ai ce să faci tu. Uite, noi suntem o familie modestă, nu o să ajungi tu niciodată acolo sus. Da. Bine, nici nu e ușor de... să reușești în domeniul ăsta. e să fim serioși. Da, fără clar. o susținere Așa este. Și a durat... Uh, mergeam la concursul în continuu, în continuu, în continuu. Cântam, pentru că asta era pasiunea mea, 8 ore pe zi. În fiecare zi, timp de 5 ani de zile. Eu nu știu cum a ținut Dumnezeu. Uh, ne aveam profesor de canto, nu știam ce aia tehnică, dar le-am învățat pe toate singur. Foarte tare. Îmi puneam toate cărțile mele de la școală pe burtă, doar ca hmm. să pot să cânt de afară. Mă stăteam întins pe jos și cântam. Pentru că asta Dar știam. Dar găsisești undeva, ai citit undeva pe de tehnică asta? Pe internet. Ah, ok. Da. Să-i da. noi sănătate cu internetul la bătrân. Da, exact. <laughs> da. exact. Aveam un calculator, Barablagi și ăla. Da, știi? Nu uh, și m-am apucat de treaba asta. Și a durat câțiva ani buni până să văd ceva rezultat. Pentru că am fost, de exemplu, îți dau un exemplu. Am fost la uh, Vocea României de trei ori. Înainte de a merge la X Factor, am fost la România Otalin de patru ori. Nu okay. s-a întâmplat absolut nimic, nici măcar la nu m-au băgat. Ah, deci și ai fost ca să-i dăm să te întorci. Ca să-ți dai seama, înainte cu un an, am fost la Voce și mi-a spus Brenciu, ai cine te-a pus să te apuci de muzică? Și eram eu. Și ții minte că peste un an mi-a spus eu n-am auzit în viața mea așa ceva. Da, da, da. da. Mea da dacă, cineva România. ascultă, dacă cineva ascultă audițiile alea, înțepenește. Da, te ținu muzica departe de prostiile adolescenței? Droguri, băuturi și chestii? Da. da. Că bănuiesc că, oricum la vârsta ta și în în, în general, în zona acelei vârste se întâmplă toate trăznăile. adică... Și în ce faptului ceea ce se întâmpla că toată lumea da, spune Da, 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 că da, da d -a. D -a. ai luat-o. Bă, razna, razna, da. razna, da. Cu tot ce sunt Era foarte simplu să-ți găsești da. libertatea da. în alcool, da. bed nou botanice sau mai știu ce făcea, no. oricum, în perioada în perioada da, era, care era, povestești, da. era jale și și Da, așa este. Dar nu. Pentru că n-am avut niciun anturaj care să, să facă treaba asta și mm -hmm. nu mi s-a dat educația asta, și nici, adică am avut. Să știi că eu cred cumva că am fost făcut diferit de Dumnezeu, mm -hmm. pentru că la modul că mi-a dat o altă, altfel de înțelepciune și altfel de claritate. Adică eu n-am niciodată n-am ales calea ușoară de a fugi de lucruri sau de a mă băga în lucruri, ci pur și simplu am ales de fiecare dată calea grea, pentru că știam că calea grea mă va duce spre ceea ce îmi doresc eu. Da, dar la vârsta aia tot așa, la fel de bine, în afară de droguri, și toate porcările. Mai erau și fluturi ai tinereții. Așa este, dar știi de ce se întâmplă? fugă după gagicuțe. Și astea este adevărat. Păi și cu toate astea, tu ți-ai găsit refugiu în muzică. Cum vine asta? Nu știu. E, e cumva... Știi, cumva, e așa cumva fost ciudat. Destinul. nu, de absolut deloc adică e okay, ciudat vorbind cu un om de vârsta ta pentru că știi generația, stai niște nu uh, generația asta a ta e, pare cumva că e un pic mai flu-flu așa știi mai... da, da, cel da. puțin asta este senzația pe care o lasă, nu, 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 nu vreau să fiu interpretat greșit Știu pentru, că, spui, pentru da, că ați avut, pentru că voi ați avut acces mult mai mult la informație față așa de generația așa. mea, uh, mult mai multe distracții mai la îndemână și câte și mai câte și cu toate este Știi, Não, e, șocant, și e, de șocant de te, e, șocant, că te, ai apucat așa, știi, dragostea de muzică. Adică... Da, da, oricum știam asta de la, șase de la 6 ani că îmi doresc să cânt. Nu asta a fost problema, dar cred că contează foarte mult și de persoană. Așa ai fost un timp mai cu nu făceai da. în școală. Eu unde drag, de? că eram foarte al dracu când eram mic. Băteam a, pe da? toată lumea cu țeava, cei, mă duceam și le, ceream câte un leu, nu dădea câte un leu, în, începeam și înjuram. Adică la modul ăsta eram foarte Bătăios știi, și ambițios în același timp, dar asta s-a păstrat. Și la școală făceai numai trăznăi? Nu făceam trăznăi, dar să știi că învățam extraordinar de bine. Dar ziua eu pe asta cu bătaia, cu mai luai pe ea la bătaie. Cum să spună mama aia? Dacă o spun pe mama aia, să vezi ce spune. Când era mic, când îi venea și nu, 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 nu dădeau telecomanda de la, să văd pe Dexter, că eu mă uitam la Dexter, luam o și te dădeam. Nu-mi dai telecomanda. Pe jap, a, pe tăi, nu pe de afară. Pe aia și pe de afară. Aveam o pușculiță de fier în care băgam banii. Eram Așa. afacerist, nu? băgau acolo câte un leu, mă duceam la toate neamurile mele, dă-și un leu, dă și un leu, sau de oameni pe, care care noi cunoșteam pe stradă. Așa pe stradă pur și leu. ce domnule iartă mă vă ce banii? ce era acolo capul meu? Deci am spus foarte clar, dăm și mie un leu. Și nu dădea un leu, luam ceva și dădeam după ei. Nu pot să cred. Da, da. Și toată lumea știa, deci îi spunea, ca să-ți dai seama atunci, în perioada aia când eram eu mic, știa toată lumea. Când ieșeam noi afară, ai și Leana, așa îi spunea lui mama aia, cu nebunii Pentru că se întâmplau un lucru. că ca, lucruri. ca să, să vă țină pe toți în frâncă. Lucru se Bine, venea mama atunci, te omor, <laughs> <laughs> te omor, te strâng de gât. De ce l-ai înjurat? De ce ai mai bătut? De ce ai făcut aia? Dar răspund, se știa foarte clar. Când iese unul dintre noi afară, vin și ceilalți, trei și ei e scandal. Ce gașcă, gașca din familie. Da, se știa foarte clar. Al răduței, clar. Al răduței... Așa, hai să revenim smecherii. la, hai să revin la muzică. Și, mă rog, erai în facultate deja când ai mers la concursuri? Sau, adică nu, către, nu către era, vocea românii? Nu, nu, nu. nu. Era uh, în liceu? Am început la 14 ani, uh, eram încă în liceu. Uh, Ți-am spus că mama, după ce a născut-o pe Larisa, așa o cheamă pe mea, um, și mai rău, ca să vezi un lucru, s-a cântuit foarte mult cu ea pentru că um, oamenii cu greșeli. Na, a, nu, nu vreau e. să... am învățat în viața asta că n-ai cum să critici pe absolut exact nimeni. Ce, exact ce ți-am spus și mai devreme, să pentru critici. Pentru că nu este absolut nimeni de criticat. N-ai fost de față, n-ai domn să știi. Acum rău, chiar dacă ai fost de față, nu poți să iei deciziile. Uh, ceea ce vreau să spun este că a născut-o pe Larisa și după aceea a căzut în baie pentru că a intrat în comă. Iar anevrizmele alea pe care le avea s-au spart după ce a născut-o pe Larisa. Când a născut-o pe Larisa, Larisa a locuia doar singură cu Larisa, așa că a luat-o gen, Larisa a rămas la spital și pe ea a trimis-o la București. Eu făceam atunci, eram în liceu, aveam 16 ani, 16 ani și jumătate. Ca să-ți dai seama, divorțase de tata cu o săptămână înainte sau cu două săptămâni. A trebuit să aleg din nou cu cine rămân. Și a leșinat în baie, a dus-o acolo, a intrat în cumă și am fost sunați. Am fost eu sunat, că avea numărul meu. Tata era la Sibiu, țin minte, cu fratele meu la în construcție. Um, cu câți ani e mai mare fratele tău? Cu patru ani. Uh -huh. Și erau în construcție și ei erau acolo, nu aveau ce cum să dea semnătură. Și ce crezi că s-a întâmplat? A trebuit să mă duc eu să dau semnătură cu ea să, pentru ea ca să o opereze pentru că altfel murea. Era anevrismul s-a spart, e, creierul era un inundat de sânge. Wow. Și mi-au luat prietenii, am plecat din Târgoviște, eram terminat, eram varză, în ciuda faptului că n-am stat cu ea tot timpul, era mama mea. Că... Da, nu, dar nu te-au afectat psihic toate ba da, chestiile că astea. și acolo, o să vezi ce s-a întâmplat de fapt. Uh, și am dat semnătură pentru ea. Și gen, dacă s-a întâmplat ceva cu ea, pe cine crezi că... Pe tine, normal, pe tine. Ce simțeam? Vinovăție, că eu Ai am e făcut... Normal. O... Dar am avut mare mm -hmm. noroc, a fost operată și... a Pe bine, ce decizie puteai să-i nu opera? Las-o să moară, hai, să serii. Da, a, se -a, se -a, se a normal. S-a întâmplat treaba asta și au găsit ele în altă parte unde se meargă. S-au mutat ele așa. Eu cu fratele în același timp lucram, eu cântam, el lucra. Uh, Cântai și... unde? La evenimente. Ah. Da, deja am găsisem ceva. Mergeam la evenimente, la anunți, botezuri, chestii. Și ce bani stângeam, mergeam la mamă. Să avem grijă de la Risa. Știi? Când ai cântat prima dată? Păi pă, la un eveniment, la da. 16 ani, 16 ani jumate. Unde? Și când? Cum ai ajuns? În Târgoviște. De fapt, în Târgoviște. Dar cum unde? ai ajuns să cânti? Că asta e interesant. Păi pe internet. M-a văzut cineva care postam cover pe internet și a spus, nu vrei să cânti? De pe YouTube sau unde? Da, 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 exact. exact. S-a <laughs> întâmplat treaba asta. Am trecut timpul... Mai ți ții minte care e primul clip pe care l-ai pus? Mm -hmm. Cred că a fost un clip de la holograf ochii tăi. Îl mai ai? Pe păi YouTube, pe cont? Este nelistat. Nu pot să cred. Păi și cum te-a văzut? ala delistat N-am, nelistat, că nu... Am zis, lasă-l, lasă-l. Hai mă, de ce caută-l? Chiar vreau să-l văd. Serios, chiar vreau să-l văd. Pe da. bune. a tari. fost primul meu clip. Ia caută-l, serios. Caut. Și după ce s-a întâmplat treaba asta... De sunt 10 câți ani? Astea? Sunt 10 mai mult, 10, 12, 14 ani, nu? Sau câți de Când, când? De da. când l-ai pus. De da, când? da, 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 da. Ce da, tare. Da, 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 pe puțin să-ți arăt aici. Ce am? Nebunie. Nebunie. Dacă... Dar aceeași, cumva aceeași voce și fără cantul, fără absolut nimic, mă simțeam... Am avut chestia asta, convingerea asta, pără, nu sunt de ajuns de Bă, o să mă, mă Și stai așa, în baza oameni. acestui clip pe care mi-l vei arăta da. acum, în baza ăsta te-a chemat cineva să, cânti să la, cânt da. la, o nuntă, la ce ai mergeau ei, un DJ, știi? Aha, mergeau okay. ei și ai nu vrei să cânt și tu? Și zic, ha, mă să cânt. Dar eu nu știam ce trebuia să cânt, eram total afară. Trebuie. Ce cântăm, ce să cântăm la nuntă, că nu știu. Și faci ce cântă tu ce vrei. Bine mă, hai că cânt ce vreau și am început te să rog, cânt. Te rog, caută la că sunt da. Curios, de moră, dai acum să yeah. să Sper să l-am, că eu știu că l-am păi, nelistat. L -ai, dacă l-ai nelistat, trebuie să fie da, încărcat. Da, da, da. Dacă nu l-ai șters, trebuie să fie acolo. Aici. Dar Aici. ai e mișto să-l arăți nepoților. Băi, ia uitați, mă, ce făceam eu. Păi de-asta și l-am păstrat. Păi foarte bine, e păcat să-l și ștergi. Ce Fiate. tare. Uite, da, mă, deci. Yeah. Acum 11 ani. <laughs> 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 11 ani? 11 ani. Da, cam așa. Da, da, da. da pe 16 ani, da, da, da. 17 ani, cred că aveam, da. Acum da. 11 ani. Da. Să fac 12 ani da. anul Yeah. Ce am că... <laughs> îndreaptă către cameră. Da, Mă sau... pun aici ca să... Da, da, să se audă. Și muzica cum se pune? E după tu calculator? Sau cum? Nu, asta a fost registrat în studio, mm. am mers și eu. Adică la modul ăsta. Da, păi și în ce studio stă... ai fost? Și eu. eu, știi, adică... Și tu nu te vezi? Nu, nu sunt eu a acolo. E numai... Nu mai eu. eu. Avea și eu <laughs> <laughs> inflexiunile... Așa, așa, așa. Ce luată, bă, am învățat să-mi duc da, da, să l mai să Da, poți să-l oprești. Ce tare! Ăsta a fost primul clip pe care l-am postat. Ei, și de la asta mi-a spus hai mă, nu, vii, nu vrei să vii să cânți Și zic eu, bă, vin. Aveam nevoie de bani. Normal. Vreau să-mi susțin familia. Uh, și am zis, vin. Băi, dar ar trebui să faci un colaj cu primele melodii. pop bune. Uite, ăsta cred că a fost al doilea. Ia. Yeah. Uh, de la Andra. Ce talent aveam, ce de astea. Asta e, ăsta -i și asta cu, asta -i asta -i e și asta, cu, asta e. cu mișcare. Da, pă, Talente, mă, ce ai? Ce ai, mă? Ce ai, mă? Și puteți nebunii? Da, la aia, așa. Așa a văzut și eu la cineva așa, am zis, hai că fac și eu. Ce mic eram. Ce mic eram. Da, da. Ce mic și ăsta a rupt internetul, a făcut 500 de mii de vizualizări. Și l-ai delistat și pe ăsta. Nu, era pe Facebook, 500.000 de vizualizări. Ei m așa, sau dă mai încet. Da. Păi și stai o secundă, deci ăsta era pe Facebook. Da, da, da. da. Așa era pe YouTube. Da. da. Un cât de tare, nu vine să cred. ce făceam? În fiecare zi postam câte o piesă. Așa. Bă, cântam, cum cântam falsam, nu era pentru mine nu era, nu era, absolut deloc important. Era o terapie, cumva să scap de ceea ce se întâmplă la mine acasă. Cumva era refugiu tău. Era, era total refugiu meu. Uh -huh. S-a întâmplat treaba asta, am intrat la facultate. Cum dracu am intrat la facultate? Dumnezeu știe, nu mă întreba, cred că a fost ultimul loc Păi stai, că spuneai că da, asta era. Măi, vezi că trebuie să da, stea fix stai Da, stai așa. Da. da. da asta să știi că sunt să aici că să și mâncăm că nu sunt poza. O să nu mai problemă problem. <laughs> Da, și am, cred că mă rămăsese câteva, terminasem liceul și am zis băi, ce vreau să fac? Vreau să fac muzică în continuare, pentru că asta este iubirea vieții mele, este clar că... Păi și de ce n-ai la institutul meu? de muzică, nu știu, păi bă, de... asta era, pedagogie muzicală. A -a. Și eu cred că ea nu mai aveau locuri de măpânica. Păi și la canto? nu explic. Păi la canto uh, nu permiteam, n-aveam cum. Eu am... am încercat de două ori, Aha. doar că am încercat odată, m-am înscris, am făcut o singură oră de canto și pe ce am fost dat afară că nu plătisem taxa. A bun. a bun. Știi? Și te-ai dus la pedagogie. M-am dus la pedagogie. Nu știam nimic. Dar aveam vocea. Asta da. știam că aveam. Și ce am făcut? Am văzut că era o perioadă destul de aiure la mine acasă în continuare da. pentru că era greu. Era foarte da, greu da. pentru ai mei. Știi? Ți-am spus niciodată n-am murit de foame. Dar a fost mereu acolo mâncare pe masă. Dar vedeam ce se întâmplă în jurul meu. Da, dar întotdeauna mâncarea e suficientă. Nu, e absolut deloc, absolut deloc. Mâncarea nu asta zic, mâncarea nu crește hrănește Ceea ce vreau să spun este că în tot acest timp am fost uniți. În, tot, în ciuda ceea ce ni se întâmpla, în ciuda a, a chestiilor care se întâmpla între noi sau cu familia mea, cu mama, cu tata sau ceva genul ăsta, eram uniți. M-am uh, scris la facultate, trei luni am stat și am renunțat. De ce? Situația era prea rară la mine acasă, ca să pot eu stau să stau să-mi fac Aș trebui să muncești credențile. sau cum? Ei nu m-au trimis niciodată. Așa ai decis tu? Da. Și unde te-ai să muncesc? În Anglia. A, deci ai plecat din facultate direct în Anglia? Da. Unde? Dar e singur de nebun? Nu, aveam niște prieteni acolo, îmi găsesc un, un Tot loc în de în construcții? Uh, nu, nu, nu. Nu? Păi eram o sputar no. da. da. Și eu încercasem la toate concursurile, am zis, bă, ce... Dar stai să de când erai mic, n-ai mers cu bunicul tău? Uh, nu, bun niciodată, nu, niciodată. niciodată? un seri. singur lucru, moment, moment a fost atunci când ți-am spus că uh, am fost la un concurs în Turcia și au când aveam 16 ani. Uh, am fost <gri> la uh, în șantierul lui tata și am dormit acolo. Dar n-ai fost, mă rog, bine, nici ei nu ți-au zis, ai vino da. cu noi să lucrezi sau ceva asta, da. Nu. Ai zis, tu trebuie să faci școală. Dar nici nu ai fost Dacă noi n-am putut să, să facem asta, tu trebuie să faci școală. Tu trebuie să o faci. Tu trebuie să termin facultatea. Că murind de foame, tu trebuie să termin facultatea. Și am zis că era din ce în ce mai greu. Și am zis, ok, bun. Păi și, bă, și cum au reacționat când le-ai spus că noi. Nu, angă. nu plecau, că o să ne descurcăm noi. Nu avem nevoie de nimic de la tine absolut de nimic, du-te și termină școala știi? pur și simplu te-a luat capul și ai zis gata, plec în Anglia? Da, situația cumva m-a împins, ai mei au spus nu, nu faci asta, trebuie să uh, termin școala și-am plecat în Anglia, la niște prieteni și m-am dus acolo, m-am angajat ca ospătar, am așteptat să-mi iasă actele pentru unde anume în Anglia? în uh, Manchester Aha, okay. da. am fost acolo uh, mi-am căutat non-stop de de muncă pentru că locul ăla nu era în regulă și am lucrat în puburi, în restaurante, în tot felul de chestii. Adică eram ospătar și, eram și luam și vasele, le spălam, nu era nicio treabă. Și n-ai fost tentat niciodată cât era ospătar pe să mm -hmm. și cânți? Nu, re renunțase la muzică atunci. Păi gata, a fost o... Eu nu mă gândeam că dacă tot era așa de nebunit după muzică... Pe dacă eu am încercat deja de patru ori, de trei ori la fiecare concurs și nu sunt pe absolut nimic. Și am spus, băi Florin, Trebuie ia... Bagă-ți mă mințile că aș vezi treaba. ți -a aminte ce ai, ce ai promis la 10 ani? Da, bun, haide. Știu că doare și stai, aici a fost, aici s-a întâmplat, s-a schimbat toată viața mea, în, în totalitate, adică acolo s-a, pus punct la ceea ce credeam eu că e real în capul meu. Am fost acolo și am, am început să mă îmbolnăvesc de anxietate și depresie. Eram rău de tot. Bine, eu cred că asta de fapt avea o rădăcină în tine. De dinainte, da, 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 de dinainte. Da, da, da. pentru nu, că eu oricum nu, mă trezeam cumva cu atacuri simplu, de panică. Pur și simplu în Anglia s-au declanșat. Adică da, nu... da, da, da. De... Um, și ce s-a întâmplat? Am început să am treaba asta cu anxietatea și depresia, făceam atacuri de panică în continuu, pe zi, nu puteam să mă calmez, nu puteam să mă gestionez absolut deloc. Dar tu le, le, le calificai ca fiind atacuri nu de panică? Nu, nu, absolut, nu. Și ce am făcut? M-am întors în țară, pentru că nu mi și actele, nu era în regulă, bai eram plătit, bani nu eram plătit, era, yeah. aia era rău de tot. Ca să înțelegi cum a fost viața, nici măcar n-am putut să le trimit alor mei foarte mulți bani. Nici măcar nu le-am trimis bani, ca să ia așa. Deci, practic. Bine, oricum era un ajutor și simplu fapt că te auto-întrețineai, știi? Asta și-mi doream. Da, evident că nu era neapărat simplu pentru ei că era implicat da, de lângă da. ei, știi? Și aici a început partea interesantă. Când am văzut că toată lumea mea se prăbușea și toată realitatea mea se prăbușea, am spus, uh, mă întorc în țară, eram deconectat de tot, de la muzică, nu mai făceam absolut deloc, mă întorc în țară, m-am înscris încă o dată la Vocea României, eram plin de anxietate, depresie, ce vrei tu, nu mai voiam să trăiesc. Ca să-ți dai seama, ajunsesem cu două, două săptămâni înainte să mă duc la audiție, am venit din Anglia și ce am făcut? am avut un atac de panică de m-a ambulanță în seara respectivă. Nu trecea absolut deloc. Nu știam ce se întâmplă. Nu știam că e un atac de panică. Am crezut că fac infarct, că mă nebunesc, că o iau razna. Am chemat ambulanța, am adus ambulanța acolo, a spus că atunci am aflat de ea un atac de panică și mi-a zis, du la psihiatrie. Am spus, oare am nebunit eu de tot? Adică nu mai știam cine sunt. Nu mai înțelegeam absolut nimic ce mi se întâmplă în viața asta. Și m-am dus la psihiatrie. Norocul meu, am dat de peste un, un doctor care mi-a spus, băiatul, nu știu ce ți s-a întâmplat în viața asta, ca să vezi cum face Dumnezeu. Însă, ceea ce vreau să spun este că cel mai bun psiholog ești tu. Toate răspunsurile sunt înăuntru tău. Dacă vrei să te vindeci, Dumnezeu îți va, da, va, veni în calea ta. Și ce am făcut? Aveam 100 de lei. Un milion, cum era atunci pe vremea alea. Și am sunat la un psiholog, m-am dus, cu ea 100 de lei, mi-a spus ce mi se întâmplă și mi-a spus uh, pentru că văd în ce stadiu ești, mergi pe kite. Edna! Trei ani. Nu pot să cred. Ba, da. Și mi-a zis, după trei ani, știi ce mi-a spus? Uh, dacă eu nu făceam chestia aia cu tine, tu cu siguranță. Și ăsta este adevărul. În decembrie, țin minte, în 2013 decembrie, mi-a trecut prin cap să vreau să mă simțit. Era foarte mult pentru mine. Nu mai puteam să fac viață. Da, era la un pas da, să... Da, da, no, să clachinzi. No, 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 no. Dar nu că voiam să o fac, dar mi-a trecut așa. A fost un singur gând pe care, cel mai întunecat gând pe care l-am văzut. Dar trebuie să te da. muți un pic în mănăstire tată pe chestia asta. Știi? Adică, la Cred că trebuie să faci vreo cinci caiete studențe și dacă Cati, este pentru băiatul ăla, pentru psiholog. Știi? Uh, era femeie, uh, pentru fata aia. Pentru, da, pentru doctor. Am început forse. să lucrez și am descoperit... Cauzine. Atunci, în dezvoltare personală, am descoperit traumele din copilărie Ce mi s-a întâmplat? Uh, și au fost destule? Păi, că s-au întâmplat destule? Păi, numai aici ai înșirat vreo câteva. Da. Uh, și a început munca mea, știi? Cu tine. Și a fost cea mai grea muncă pe care am putut să o am în viața asta. Uh, în continuare, făceam atacuri de panică, și după 5 ani de terapie, înainte să câștig, X factor, eu atunci, ca să-ți dai seama, și atunci aveam atacuri de panică și anxietate, dar n-am spus la absolut nimeni. Adică eu aveam interviu și o făceam, mă duceam în spate, îmi dădeam două palme peste față, dădeam cu apă pe mine, pentru că ca să-mi revin să pot să duc interviu până la capăt. Eu înainte să urc pe scenă, eu vomitam de cinci ori. În halul ăla. Și lumea nu știa ce mi se întâmplă. Nici măcar Ștefan nu știa ce mi se întâmplă. Nu și-a dat seama? Știa că am niște probleme, dar nu știa ce mi se întâmplă mai E un tip care să bunghește foarte ușor, așa, e, e un om ești, foarte... Da, 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 da e, e foarte E mult atent. -inteligent da, ca da, să nu se prindă de chestii de genul ăsta. Vorbim exact, de fan Bănică junior ca să nu se Exact, de mentorul meu de la X Factor. E da. um, um, un tip atât de a plecat este. către oameni încât e greu să nu se prinde, știi? Da, 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 oricum și a dat seama pentru că începusem deja să renunț, știi, cu câteva gale adică, Adică. deja am pierdut, am pierdut încrederea în mine, simțeam că e foarte multă presiune și deja voiam să mă retrag din concurs. Serios? Ea am spus treaba asta. Dar erai pe val. adică eu mi-aduc aminte... Băi, Codruț, poți să ai toată faima din lumea asta. Dar nu era vorba de Nu contează, toată atenția, validarea din lume. Dacă tu nu ești bine înăuntru tău și mor pe dinăuntru, poate să-ți vină toți banii din lumea asta. tot ce ai nevoie în viața asta. Dacă tu ești întunecat acolo, ți s-a întunecat mintea și inima, te-ai dus. Ideea este că s-a întâmplat treaba asta cu o lună înainte să intru în casa X Factor atunci. Stam bolnevit a de Alzheimer și asta m-a descentrat de tot, de tot. Pentru că era siguranța mea, era omul da, care da, era da, în spatele da, meu. Da, 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 da. Era omul care zicea, nu, tu te duci în momentul Atec, ăsta. Te a, te susținut la chestia cu Dumnezeu. asta. Dumnezeu, lua banii din casă, de mâncare și îmi dădea mie să mă îmbrac ca să nu mai râdă lumea de nu mine. Nu poți pe să a cred. De ce l-a fost? Eu și cu mama aia, A da. existat cineva totuși? De unde de la început s-au spus potolește-te cu muzica da, ta? Da, când a văzut că ah. se întâmplă lucruri și că cât, atenție primeam și cât de mult mă iubesc cu oamenii, au spus, Hai să facem asta. Bine, că tu și început să și cumva pe la anunț, botezuri și pe unde te mai iuceai tu da. evenimente, da. moți și alte distracții de genul da. ăsta, început să și cumva să fii cunoscut în Târgoviște, nu? Adică da, nu da, erai da, chiar da, necani. Da, uh, și s-a întâmplat treaba asta și cu o lună înainte Țin... când. cine te-a sfătuit, du-te la Vocea României sau du-te la x -Factor la vo... după, sau? După Vocea României, ți-am spus, am avut în decembrie, după ce am ieșit după Vocea României, am spus că nu mai vreau să fac viața asta, voiam să mă okay. opresc din viața asta. Uh... Și ai plecat în Anglia? Nu. Nu? nu. 2013 am plecat în Anglia, okay. 2014 Vocea României și 2015 X-Factor. Ah, ok, pentru păi că ai zis că ai fost de trei la Vocea României și Da, am cumva... fost în ani diferiți, da. Okay, 16 okay. ani, 18 ani, ceva de genul ăsta, ah, okay. nu știu exact. Okay, okay, okay. Uh, și s-a întâmplat treaba asta, uh, m-a sunat Ștefan, știi minte că și fugi... <laughs> era pentru prima dată când fugea tata de acasă, pentru că nu mai știa să se întoarcă acasă. Începuse Alzheimer-ul destul de urât. Eu am intrat în casa X Factor, știam tot ce se întâmplă acasă, dar ei nu voiau să-mi spună absolut deloc. Se fereau de mine. Când am intrat în casa X Factor, mă cunoștea. Când am ieșit din casa X Factor, cel mai mare regret al meu, și spun care este, este că după ce am ieșit în decembrie, pe 27 decembrie am câștigat, m-am întors acasă pe 28 decembrie, mă știa cine sunt. Nu pot să cred. Mamă, și -a dar ce fost, repede a avansat boala. Da, a fost o durere atât de mare și este cel mai mare regret al meu, că n-am putut am făcut după, pentru că după perioada aia el a căzut la pat un an jumate. Wow. E scare pe spate, se lua da, pielea, da, 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 da. știi foarte bine că este complicat. În același timp uh, mi-aș fi dorit să vadă că am reușit. Nu a e realizat a... n a realizat. reușit. No. No. Incredibil. A fost, uh, mi-aș fi dorit asta, mi-am dorit pentru, pentru ei, să pot să le ofer măcar satisfacția asta. Adică au tras mult pentru no. voi. No. Nu. Nu știi ce se întâmplă acum, să o spun într-o altă perspectivă. Să știi că da, nu ți opri la crime, avem și mai vug să să le crimez, adică nu stai liniștit, că nu e ușor. Uh, să știi că toate chestiile astea viața din punctul meu de vedere este compusă din plusuri și minusuri. Da, așa este. Și minusurile alea, după cum ți-am spus și ceva mai devreme, nu fac altceva decât să Zi, să, întărească, să întărească să întărească plusurile. Și practic în momentul ăsta poți să spui că victoria de la X-Factor și câștigul de la X-Factor este cu atât mai, mai puternică și cu atât mai puternică. A fost adică... Modul lui Dumnezeu da spune, bă... Păi vezi? Na, mă. Păi vezi? Ma. Păi vezi? Uite asta, asta adică, e pentru tine. Da, stai niște că el undeva acolo în interior, cu siguranță a știut că ai câștigat. Dar adică, el, el există în mine, în continuare. Păi vezi? În nepotul lui. Păi vezi? Este în continuare și va exista până păi voi muri, va exista Vorbim, adică, dar ideea este că... Uh, ar trebui cumva să spele acel regret. Eu ți-l înțeleg. Îți da, da, da. înțeleg acea durere. Dar cumva ar trebui... Nu, el știe că Știu ai Știu că am făcut tot ce mi-a stat în păi, putință. Poftim. Doctor, asistente, operații, că a suferit și încă două operații în timpul când avea Alzheimer. Uh, tot, tot, inclusiv și mormântarea, toți banii, am fost acolo. Am fost acolo, am fost acolo. Am încercat tot ce mi-a oferit el în 21 de ani de zile să, Fui fiu acolo. să cumva. Da. Îți dai seama că știi asta că fost... e mândru. Îți dai asta să am să am că scos, e mândru de tine. Realizezi, nu? Um, adică conștientizezi da. că e mândru de tine, nu? Da, da, da. Uh, și s-a întâmplat treaba asta. Am câștigat Ți-am spus că undeva, după a prima gală am vrut să renunț la, la X Factor pentru că mi se părea... Nu, nu mă simțeam în stare să fac asta, dar Ștefan a fost acolo să zic, bă, poți să faci asta. Bă, ai încredere bă, că poți. Bă, ați avut și... duetul ăla? Hai de mine, ferească da. Dumnezeu. Ăla a fost un favorit. Dar da. cum te-a venit să cânti James Brown, bă? James Brown. A, și... Și ai venit și cu melodia aia, Man's hai World, spun, adică, uh, noroc, nicio hai, legătură. Hai să spun care e treaba. Când m-am apucat de muzică și tot încercam, am trimis mesaje la absolut toți cunoscuții din România, cântăreți. Știi? Și îmi primeam mesaje și mi se spunea uh, de ce căcat mă dai tu mie mesaj? Hmm. Ce Cine vrei? Ajutor și milog? Da. Așa mi se spunea, știi? Mai. Me. Am mesajele și acum. Ești milog să -mi cer mie ajutor și eu le dădeam mesaj, nu vă cer absolut deloc ajutor, eu doar vă un sfat. Atât. Să știu un să iau, pentru că nu știu un să iau. Și ce ar trebui să fac. Și în momentul când am câștigat, îi vedei cum postau să spună că a câștigat unul care nu cântă bine. Știi? Care nu cântă bine. Bine, în care... Vocea României ai întors patru scaune. Da, da, da. Deși, eu n-am ureche muzicală, mă rog, am ureche muzicală, dar un pic mai, mai țapănă decât a unei broaște țestoase. Min <laughs> uh, mi s-a părut că a fost cea mai bună reprezentație ta. Adică, sincer, nu mi s-a părut că acolo... Nu, chiar... n-a fost, nu. Adică era chiar... de anxietate și de-abia mă întorsesc din langa, adică eram... Adică se auzeau varză. cumva niște falsete, ca să le spun așa, că nu știu cum să le zic altfel. Nu repet, nu mă pricep Dar era clar că nu, nu, era... Nu, nu mai cântați de un adică, an de zile. În momentul în care ai Știi? cântat, în momentul în care ai cântat, zice, Man's World, a, a fost bo, acolo, treabă. era acolo. Da, Cotrus, dar nu mai cântați de un an de zile. Eu am fost în o spătărie, făceam o spătării da, în Anglia. Eu n-am mai da, cântat da. absolut deloc. Eu, când m-am întors la vocea României, nu mă știam deloc cum să cânt. Păi, cred că le-ai dat-o, le-ai spart capul, era Delia udă udă, pe <laughs> brenciul l-ai tăvălit și... o da, la... Când am spus treaba aia că am urcat pe scenă, mi s-a rupt film, am ieșit de pe scenă, mi-a mi revenit filmul. -a re -a bec. Asta mi se întâmplă de atunci în continuu. Și momentul ăsta cu interviu, de fiecare dată când las să vorbească, când mă las liber, când mă las să fiu eu... Da, mă, e eu o descărcare. Eu, da, e corect. E, e corect, ceva e corect. care corect. sunt conectat la da, Dumnezeu. Da da da, 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 înțeleg. După treaba asta ți-am spus că a, a, am câștigat. Ok. Trebuia să cu o casă de discuri. Acum pot să spun da. pentru că nu mai am niciun contract absolut deloc cu ei și așa mai departe. N-am vrut să semnez cu ei pentru că era pe 5 ani, îți dădea câte o piesă sau două piese pe, pe pe an să faci, dar nu-ți garanta niciun succes, te spunea cum să te îmbraci, ce să vorbești, unde să te duci, când să cânti, dacă murei, nu conta, te trezeai din cimitir și cântai, nu conta, și îți luași 75% din toți banii pe care îi făcea. Cât îți lua? 75%. Me. Me. Și, și mai semnat. Atâta... Era da. obligat să se cu ei? E, eram cumva obligat. Aha. Dar că am avut noroc că s-a băgat uh, antena 1 și a spus nu. A vrut să mă trimită în judecată. Așa a scos antena 1. Da. Asta. Zis, dacă el nu vrea, nu vrea să facă treaba asta. Ok. Uh, eu primisem. Uh, dar după ce ai câștigat, nu cumva ai început să fii validat ca și artist? Adică, uh, faptul că ai câștigat la X Factor, n-a început să-ți deschidă cumva niște portițe? Ba da, dar toată lumea vrea să mă mănânce. Păi da, bine, cu 75% smerte, Dumnezeu. E o pâine maxim de mâncat. Și ce-am făcut? Eu am, am, am primit premiul ăla la vreo 3 luni de zile, că așa era în contract. Da. Am primit 44.000, cred. Păi da, că erau și Da. Impozabil s-a dus 19% din Da, 19, at atât era da. atunci. Te ul Da, exact. 44.000 de euro și o mașină de 40.000. Uh -huh. Dacă tu refuzai... Luai și banii pe mașină. Dacă tu refuzai mașina și tu nu voiai premiul decât în bani, să te dea la următorul care i a fost după tine. Mm -hmm. Știi? Șef, te -ai mașină, ce, te-ai refuzat mașina? Nu, n-am refuzat. am luat-o și am vândut-o și cam aia păi, a fost tot. Știi? Hai, dar pentru mine, oricum, a fost o șansă excepțională. Uh, ceea ce vreau să spun este că uh, s-a întâmplat treaba asta cu Casa de Discuri. N-am semnat, dar am dat la licenția două piese la ei. Lumea știe Aha. pe YouTube. Licenția ce înseamnă? Ia piesa asta, proiectul ăsta, pune la tine, pe te trimite la două emisiuni, dacă intră pe radio, bine, dacă nu, bine. Uh -huh. Mare promovare nu-ți fac. Dar ce nu știam atunci era că trebuia să-mi plătească proiectul. La primul proiect am dat 10.000 de euro din buzunar meu. Da. Din banii mei. Mie -mi nu mi s-a plătit niciun proiect. Eram singur. Videoclipul practic a costat 5.000 de euro, da. Uh -huh. Piesa 3.000, 2.000 promovare. S-a mai ieftinit? Doamnii promovare, Da. Și pe radio ai ajuns Cănci. cum am ajuns eu. Canci. Bine, am ajuns la radio. Eram sport total. Foarte fai. bine am mă ajuns. bucur. <laughs> dar nu cântam. Uh... <laughs> Îi țineam pe oameni în priză da. toți sâmbătași, și, să... și tot în căutam manager. Nu știu ce s-a ocupat într-o perioadă. S-a ocupat vreo... Cred că un an de zile managerul Ștefan, dar vorbea de la un nivel. De la Ștefan. Da, nu, vorbea. nu vorbea de la mine, de aici. Și oamenii perceau, percepeau total diferit. Adică, pe cum răduță cere atât? I-am spus și da, lui... Stai, 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 hai să ne lămurim un pic. Colaborarea cu Ștefan și cu echipa lui... S-a terminat în momentul în care s-a terminat concursul? Da, da, da. n-ați mai continuat nu, pe rama, noi am discutat, l-am sunat. Am și eu nevoie, ce spuneți de treaba asta? Păi, uite, eu aș face așa. Dar el vorbea din perspectiva lui. Aha. Nu din perspectiva mea. Ok. Care perspectiva mea era un artist la început de drum. Ok știi? Ok. M-a luat, am, cântat în două, trei concerte și după aceea s-a terminat. Ah, ok. Și Și ai cântat cu el? Am cântat. ok. Da, așa este. Dar eu, eu ceea ce vreau să spun, că tot, tot, tot ce oamenii au spus, bă, de ce nu te ajuta mai mult? Bă, stai alea, că omul ăla nici măcar nu este obligat Dar nu era obligat prin contract să facă treaba asta. Unul la mână. Doi, la mână, eu să apreciez toată viața sfaturile și faptul că mereu a fost în spatele meu. Și dacă îl sun în momentul ăsta, este acolo. Păi sunt, tocmai de asta te-am și întrebat că, știam, am citit la un dat pe internet o chestie de că s-a rupt de iubire, că o fi compărții bine, știi cum sunt, cancania, în România la ea acasă. Da. Cumva nu înțelegeam că voi ați avut o relație, cel puțin în timpul concursului, asta dat senzația că aveți o relație foarte mișto și iată, în, îmi foarte mișto, foarte, foarte mișto. Dar în momentul în care concursul s-a încheiat, am, am mai cântat de două ori, am dat două telefoane că aveam nevoie de un sfat, două, trei, pentru că nu știam cum merge industria muzicală. Eram aruncat undeva unde n-am mai fost. Toată lumea încerca să mă schimbe. cânta da. așa, nu mai cânta așa, îmbracă-te așa, nu mai vorbi așa. De ce postezi aia pe Facebook? De ce postezi La modul ăsta. Da, da. Spune-ne și nou ceva care să țină cumva ziarele numărul 1 și să spui ceva bombă ca să facem scandal. Am câștigat la lotul. Ce drept să spun? Știi? Da. Și i-am Uite cum stă treaba, eu o să fiu transparent și eu o să fiu eu. Dacă mă vreți, așa. Bine, dacă nu, toate bune. Și am încercat, a mai fost o treabă, că a fost și niște discuții, niște chestii, n-am mai intrat, -am intrat la niște televiziuni, Bine. pentru că am refuzat o emisiune în care mi se spunea hai să mințim o leacă despre părinții tăi nu. Cum adică? Stai, 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 Adică să spun că m-a părăsit părinț părinții mei și că m-au lăsat nu știu unde și la au orfelinat și căcaturi din astea, știi? Și o, am spus bune. niciodată în viața asta, indiferent de ce au făcut părinții mei, mm -hmm. eu nu o să o permit nimănui să vorbească despre ei. Wow. Rahaturi. Și în momentul ăla mi-a luat hate și în momentul ăla mi s-a blocat accesul la o televiziune. Nu spun televiziunea, că da, nu are da, nu, nu, nu are rost, nu intrăm în scandaluri, că Și -are a, fost, a durat 10 ani ca să intru la televiziunea pot să mă duc la o emisiune ca să-ți dai seama. S-a întâmplat treaba asta, am câștigat X-Factor, n-am semnat cu ei. Bun. Am dat piesele la licențiat. S-au dus 20, 20 sau 25.000 de mii de euro. Bun. Eu în continuare făceam bani. Că eram la evenimente, concerte, da. nu știu ce, nu, nu te, știu cum. nu Și ce-am făcut? Băi, Florine, dacă tu vezi că nu întâlnești oameni potriviți, tu te lași de muzică, tu vrei să le faci lor pe plac, poate să te oprească, poate să-ți ia orice în viață. Dar stai asta. Mă o secundă, stai, stai, să ne înțelegem. Faptul că ai câștigat X Factor și acea sumă de bani importantă, foarte importantă, importantă, importantă e foarte un important, start, da? un șpiț în cur, hai, noroc, eu așa. Da, da. Uh, tu cu bănuție, mă rog, nu mă interesează ce ai făcut, nu e treaba mea, nu, nu sunt DNA, nu sunt fisc, nu e problema. Dar uh, bănuția ca start și ca ce vrei tu, nu te au oprit ca atunci să să mergi la evenimente și să cânți. Ba mai mult de atac, faptul că ai câștigat la X-Factor era o emblemă și o, cum să spun, eu, o, o carte de vizită importantă. Așa este, adică, da. deja una era să cânți pe 1000 de euro la anunți, la ca și câștigător de X-Factor te duci pe ceva mai mult, mă gândesc, nu știu, zic, habar n-am, nu-i nu, nu domeniul meu. Da. 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 Nu? Da. Nu așa s-a întâmplat? Am cântat la evenimente. În continuare cântam. Adică da, ți-a crescut rating după câștigarea? Bisfarto. Cu siguranță am avut la și am în continuare evenimente care cânt în continuu, toată vara full și aproape tot anul. Deci e de foarte trăiești din muzică. Da. Da. Dar prin pandemie cum ai trecut? Păi... Um, din punct de vedere muzical. Și eu eu am lăsat piese timp. în continuare, nu aveam treabă. Că aveam bani puși deoparte. Asta a fost școlița. Exact, aia, știi pe aia de la șase care <laughs> da. mă duceam la oameni și dădeam că în cap, la aia, aia, da, da. Da, <laughs> da e bine că ai fost chivernisit. Da, uh, să vreau să spun. N-am semnat cu ei, dar în continuare căutam manager, știi? Uh -huh. Dar totul lumea voia să mă schimb. Nu cânta așa. Mergeam în studiouri de-asta și dacă întreb cineva, în majoritatea studiurilor în care am fost, răduția e arogant. Și de ce răduță arogan? arogan? Răduță nu se drogează. Aha, aha, nu e în ca noastră. Și dacă răduță vine pe banii lui, că nu avea pe banii de la casa de discuri, nu era trimis de la casa de discuri, cum fac ceilalți artiști, era pe banii lui, pe care muncise, nu doar în X-Factor, ci și în concerte. Da, în privat. Sau în privat, la evenimente, la nunți, potezuri și parastasuri. Mer Anunți, da. potezuri, parastase, se de seamă și Tofie. anunțuri mortoare. Se pierdă măsura. Se Mergem în studio și mi se spunea, uh, când așa, fa, așa, nu-mi place cu vibrat, producătorul să-mi spună mie treaba asta. Și am spus, băi... Pe și ăsta cei de la studio care oricum asculta să muzică cât ascultați asculta să ești un. Nu nimic? Ah, nu. Mergeam acolo și ei se drogau. Și eu le spuneam băi, uite cum stă treaba. Pe banii mei și pe timpul meu, înainte să vin eu aici... Stai, stai. drogau când erait un studio? În studio, <wary> da. Și eu, eu le atragem atenția. Data viitoare, nici, nici măcar nu stau acum, că mie nu -mi place să stau nici în miros de marihuana și nici în alte rahaturi. Nu-mi place. Nu este mediul meu. Și nu o să fac treaba asta niciodată. Mergeam acolo și mi se spunea... A, că stăm și noi în bolea, că să ne relaxăm, gen, ce trebuie să facem. așa. Și după aia cântăm și zic eu, nu, fii atent cum facem. Ai un contract? Da, bun. Pe banii mei și pe timpul meu, că sunt eu aici, tu nu faci treaba asta. A, rătuții arogan. Direct, ai luat hate, blana S-a terminat, s-a dus vorba de... De ce ăla? Ce arogant e la... da, cântă bine, dar degeaba care mai figur și ar fi pe el. Dar ce te nu ținut departe de a fi în gașca lor și de a fuma cu ei? Eu am o fobie de droguri. Plecată de la? Uh, din Anglia. Ah, cum așa? În casa în care stăteam, ăla care... St unde stăteam în casă, fuma șapte jointuri pe zi. Ce făcea, mă? Șap șapte cuie, pe cuiuri pe cuie. Cuie, nu da? N-ai așa, nu mai știu să vorbesc. Uh, uh -huh, cum pe... se dice. Da, cum se dice. Uh, da, se droga și am, am prins o... Adică era prăjit direct prăjit original ca Nu mai aveai ce să vorbești bine. cu el. Uh, și mi s-a întâmplat odată, a venit mirosul ăla și m-am panicat destul de tare și din momentul ăla nu am mai supărat. Pe fondul ăla psihic, fo Știi când eram în depresie? A, uite, vezi, uite, fii atent. Da. Încă o chestie care că se demonstrează că, bravo, că da? ce, ce e rău poate să da. fie și bun, foarte da. tare, bravo. Da. bravo și s-a întâmplat treaba aia, am stat acolo, a venit fumul ăla, probabil starea mea psihică a fost destul de și a început atunci să am o fobie de de fiecare dată când dădeam de miros de marihuana, făceam un atac de panică. Ca să dai seama cum a protejat Dumnezeu. Foarte tare. De fiecare dată. De Pentru că industria asta este o industrie de oameni cu foarte multe traume care cumva caută păutura drogurile să se arunce în ele. Dacă asta am învățat un lucru, credem mă dacă mâine aș vrea să-mi iau diploma de psiholog, aș putea să o fac. Aici revin la treaba asta. Erau 5 ani de terapie pe care i făcusem. Când am câștigat. Da, da. În 2019, 20, în pandemie, am suferit din dragoste. Bă, ca oricare, nu? Rănile alea s-au deschis. au deschis traumele de abandon și de trădare. Pe bune? Da. Când mm -hmm. au deschis, m-au luat șapte atacuri de panic. Nu mai eram descentrat de tot. Dar nu pentru faptul că a plecat ea. Dar te-au băgat pe o pastilă sau ceva genul ăsta? Nu, niciodată. Au vrut să-mi dea, a, okay. dar am zis nu. Eu pot okay. să fac asta. A, okay, cu Dumnezeu okay. alături okay, pot okay, să okay. fac asta. Uh, ca să spun cum a fost. S-a întâmplat treaba asta cu ce te am spus eu cu da. așa, cu drogurile și cu chestiile astea. Și eu tot am încercat să fac muzică. În 2019 m-am îmbolnăvit foarte tare de stomac. Foarte tare. Nu mai puteam să mănânc absolut deloc, absolut nimic. Așa că să mergem Toți puțin nervii aia, exact, pe de asta vreau să ajung aici. Toți nervii aia. făceam, îmi plăteam piesele, videoclipurile, uh, vorbeam la emisiuni, trupa. Uh, deci, practic, ți era și manager. Tot tot, dar eu nu știam ce trebuie să fac da, încerca aia scriam piesele, lansam piesele o te postează aia, faia. câte aia, piese singur? ai lansate până 13. în scrise și lansate? 13, toate scrise de tine da. foarte tare da. așa, și s-a întâmplat treaba asta am lansat piesele, nu știu ce, nu știu cum și vezi tot stresul, toată frustrarea toată furia s-au strâns până în 2019 atât de tare mm încât m-am bolovit de stomac, aveam un ulcer. Păi, oricum se știe clar că bolile gastro. Așa este, da? Sunt plecate emoții. din da. emoții. și din zona eu, psiho La în, în momentul ăla, exact. Am terminat cu psihoterapia cognitiv-comportamentală, ca așa se numea ce făceam da. eu, și uh, am intrat într-o relație care uh, mi-a deschis toate rănile. La începutul pandemiei, eu sufeream din dragoste. Și am început iar să scriu muzică. Uh, și vreau să spun că am, am început să fac hipnoza atunci. Mm. Pentru că nu mai funcționa ce făceam. Nu mai... Și a fost, mi-am dat seama la un moment dat că și psihologa cu care Știi făceam... Știi vreunul bun care poate să facă hipnoza să mă las de fumat? Da. Ah, doamne ajută, bă, da, În câteva ședințe îți rezolvi. Da? Hai, da, sigur, sigur, Așa, sigur. sigur. Zic cu himnoza, e un subiect uh, subiect mișto, interesant. Și în, în, 2020, la început, după ce am ieșit din relația aia, am văzut, băi, tot am rănile astea deschise, adică tot am, teama asta de abandon și de tărdare. Cu siguranță s-a mai întâmplat în copilărie. Da, 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 și da. S-a întâmplat. Da, 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 s-a da, întâmplat, corect. Când a plecat mama, povesti, când a venit da. tata, um, când a plecat mama atunci s-a întâmplat un lucru care cumva m-am simțit trădat da. și abandonat. Um, și toate astea le-ai descoperit în urma tratamentului. Uh -huh. da. Adică tratamentul tratamentului, în urma că tratament, putem Himnozei, să spune, spunem. Da, Himnoză, da, da, mă rog. da. eram pacient, da, așa este. Da, da, da. Și am început să fac adurat... ședințelor de terapie, exact. hai să spunem așa. Am, am făcut uh, hipnoza în timpul pandemiei. Uh, în mai uh, Ți-am spus că nu mai mâncam absolut deloc Eram din ce în ce mai rău cu stomacul În mai A fost cea mai urâtă perioadă din viața mea Pentru că um, Făceam numai perfuzii Nu puteam să mă țin pe picioare absolut deloc Pentru că nu puteam să mănânc, beam apă cine mar, face perfuzii, mă? La spital, stăteam în continuă la spital Deci s-a întâmplat asta La începutul anului 2020 în martie am început himnoza. Am stat o lună-două în himnoza, ceva de genul ăsta. Atât a fost tot. Și pe am luat stomacul. Rău de tot. Deci toate traumele s-au dus da. și au găsit locul. Din 2019 și până în mai 2020 ce -ai am făcut? schimbat Ulcher? 13, ce -ai făcut? 13 doctor, Da, Dar ce ai făcut? Ulcer? Ulcer, da. Aveam ulcer. mă, uh, la vârsta. Da. Uh, da. da. Aveam 25 de ani, cred. Da, ceva de genul ăsta. Uh, și am schimbat 13 doctori. Și am mers din tratament în tratament, nu funcționează nimic. Băi, nimic. Dacă cu psihologia merge în continuare, psihologul. Nu? Mergeam în continuare, da, pentru că știam că e treabă. După aia m-am lăsat. Și am zis, nici asta nu funcționează. Mă duc pe pastile. Eu pastile, pe nebuneală. Dezvoltasem o ipohondrie de nu-ți imaginezi. La, mă durea cap. Am ceva, gata, mor. Fac aia, da, bine, noi românii oricum suntem specialiști clar, în Google. Clar. Mă doare capul și singura chestie la care te oprești din start fără da. să mai cauți migrene este. sau cancerul. Așa este, da. Direc, da, da, da. Și cel puțin trei tumori, patru mai clar, știu ce, da. clar. Și vreau să spun că tot din 2015 și până în 2019 da asta vă spun, tot, toată furia, toată frustrarea sau au, s -au am început să somatizezi la stomac. Da, nu, nu. Am spus, 13 pe un... doctori, N-a funcționat absolut nimic. Toate tratamentele de pe lume le-am luat. Am prăpădit la bani de nu-ți imaginezi. Și în mai, ultimul tratament, al 13-lea, și cu numărul ăsta, a fost da. fix, perfect. O singură pastilă am luat de, de tratamentul unul dintre cei mai cunoscuți gastroenterologi din România. Mi-a dat un singur tratament, am luat o pastilă, am făcut un șoc anafilactic. M-a luat ambulanța, nu mai respiram, nu mai nimic. Aveam gâtul atât, gura atât tu stăteai singur? Nu, eram cu ai mei. Aha. Asta m-a avut noroc. Chimea ta, ambulanța, păi... în, în seara, cred că în seara de, cu două zile înainte de ziua mea, pe 14 mai, 12 mai, undeva pe acolo, am luat acea pastilă, am făcut șoc anafilactic și dimineața am făcut preinfarct. A 25 de ani? Da. Păne băutele, Pune fumatele? Până... Nimic. Corpul ah. meu a cedat. Aha. O, e bine, e super. Țin minte atâta m-am trezit din somn, am aprins lumina, nu mai vedeam nimic. Și atunci a început să se întâmple și mai rău, și mai rău. Am făcut preinfartul ăla, a venit ambulanța, eram varză, m-a băgat fratele în, 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 duș, în apă rece. De da, asta încerce să-ți dea un, știu, da. un restat. Mi-a dat două palme peste față, a venit ambulanța. Și în afară de două vânătă, nu s-a făcut nimic, evident. Lasă asta. Dar ce -a, ce a urmat după? Așa zi. Nu mai funcționa absolut nimic, nu mai mâncam, nu mai absolut nimic, eram numai pe perfuzie toată ziua, nu puteam să merg pe picioarele mele, mă ținam de Spital, pereți. evident. Nu, a. deja eram acasă. Și cine îți făcea perfuzii la casă, tată? Veneau, aveam niște asistente a. care îmi făceau perfuzii la casă. Pentru că era și cu covid nu puteam să stau în spital. Ah, bravo, da, asta da, era da, nebunia, da, 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 da. Și în iunie m-am dus la un doctor, mi-a făcut alte investigații și mi-a descoperit trei tumori pe stomac. Ce, ce ți-a descoperit? Trei tumori pe stomac. S-a întâmplat de, treaba De natură? Asta. Încă nu se știa. Aha. Nu se știa natura dacă e... Da, da, da. malignă sau benignă. Ce? Așa. Și ce am făcut? Am revenit din nou la himnoză și am zis să-mi bag în tot și ne-a muzică și în ea de celebritate, și în de faimă, și în toate așteptările de la oameni, și în toate așteptările de la ai mei, nu mai pot să fac față la absolut nimic. E momentul să mă salvez. Așa. Dacă vezi cum se plângea în casă la mine, în continuu, în fiecare zi, pentru că nu găseam nicio, nu nicio variantă, nicio, niciun tratament, da, mă, dar stai o secundă. Oamenii trebuie să înțeleagă. Atâta timp cât există doctor de oase, pe numele lui ortoped, Atât timp cât există, nu știu, doctor de rinichi, urolog pe numele lui, atâta timp cât există doctor pentru corazon, cardiolog pe numele lui, băi, există și doctor de bibilică. Că până la urmă la nu și-a tot coatele pun facultate ca idiotul ca să stea să se uite la stele. Noi românii avem problema asta, știi? Dacă te duci la psiholog, ești nebun. Da, exact. Da. Exact. Cea mai mare prostie, da, ceea e. ce vreau să spun oamenilor, că de fapt toate bolile, tot ce mi s-a întâmplat în perioada aceea, tumorile prin a fost ca simptom, n-a fost o boală, ca simptom, a ceea ce se întâmpla în mine. A, deci practic a bubuit nicio ce era boală în interiorul nu tău. există du-te în afară, în Occident, în Orient, oriunde vrei tu, nicio boală nu există decât dacă dă mașina peste tine, tată, da, te a făcut okay. Știi? Nu are, are cum să plece decât emoțional. Da, e corect asta. Toată furia Am ta este. se transformă în cancer. Toată frustrarea ta se transformă în cancer. Nu este. Există un mare dicționar a bolilor. Da da, 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 da. Nu știu exact cine a scris, dar știu că există. Și acolo spune toate cauzele pe care. Deci, tu, orice boală, diabet infart. Da, toate sunt boli emoționale, așa este. Sunt boli așa este, emoționale, așa este. pentru că ce, ce să vezi? ai început să știi și în România în ultima vreme, am văzut tot felul de tot felul de personaje, mai, mai mult sau mai puțin incredibile care vorbesc despre chestia asta. Da, da. Și, mă, așa e. Nu, da. cam așa e. Adică, într-adevăr, cam toate, cam emoțiile își cam găsesc loc să facă niște, să facă niște chestii destul de nasoare. Dar spune un lucru, tumorile, când le-ai descoperit că sunt de natură cancerigenă? În iunie. În așa. iunie. Deci în iunie. De e... Te-au o punctie. Cum? Biopsia. Okay. Asta este toată treaba. Uh, în iunie am făcut acel, uh, acea investigație și mi s-a spus, așa. trebuie să refaci altă investigație. Asta era da? 2020? 2020, da. 2020, la începutul pandemiei. Uh, mi s-a spus, du-te, fă alte investigații, pentru că nu e normal ce ți se întâmplă. Nu este absolut normal. Și nu, nu doar asta. mai te poți hrăni. Ce faci? Da, normal. nu poți și să trăiești pe perfuzii. Uh, cred că aveam 60 de chile. 20 de chile le dădusem. Uh -huh. Eram varză. Eram varză. S-a întâmplat treaba asta și ce am zis? Mă, dacă toate tratamentele nu au funcționat, pentru că pastilele nu funcționează uh -huh. decât dacă rezolvi cauza. Uh -huh. Se spune așa, ce am învățat eu în terapie, orice boală pe care o ai se, uh, ia naștere ca o intenție. Ori să-ți atragă atenția, uh -huh. să te întorci către tine, ori ca să primești atenție. Ok. Să fii văzut, okay. să fii acceptat, okay. să fii iubit sau îngrijit se spune foarte clar că atunci când răcesc oamenii de obicei nu răcesc ei ci copilul interior din ei da. răceala roșu la este din copilărie știi că toți da, făceam da, același da. lucru de ce crezi tu că îl făceam? Pentru că nu aveam atenția și iubirea părinților și cumva să atragem atenția ca să fim îngrijiți. Pentru că ți mai spun o treabă pe care am descoperit-o psihologic vorbind, este că Mă îmbolnăveam în continuu, devenisem atât de ipohondru, dar intenția mea a copilului meu interior, sau psihologic vorbind, emoțional, mă îmbolnăveam în continuu doar ca să atrag atenția. Pentru că eu nu mă opream. Să da, zici că e foarte plauzibil. E foarte plauzibil. Adică gen... Adică există o logică în chestia asta, sincer. Eu nu prea... Mă am. îmbolnăvesc ca să atrag atenția, ca cineva da. să aibă grijă de mine. Pentru da, că eu da. nu am grijă de mine. Și trebuie să fiu văzut și iubit și acceptat și validat trebuie să mai cineva în brațe. Bine, că la, la tine deja erau multe boburnace și da, multe șpițuri da, primite. Da, da, da. Și cum ai descoperit că mai. cancer? Uh, Mi-a spus să... Uh... Nu e un diagnostic ușor de primit, așa o spunem. Dar bine, cred că oricum și uh, să știi că și uh, presa a deformat-o leacă cam mult, pentru că eu în iunie am aflat treaba asta cu tumorile, făcuse atunci endoscopie, și mi s-a spus, du în altă parte. Și am mers la cel mai bun din România, profesor, nu mă știu exact, Gheorghe, nu știu cum exact, din Fundeni. Uh, și am așteptat patru luni să ajung la el. Uh -huh. Doi, în alea patru luni eu trebuia să fac ceva. Da, N-aveam tratament, n-aveam absolut nimic. Am stat cu alea. Ce crezi că am făcut? M-am întors în himnoză și i-am spus, am citit despre treaba asta că în cancere, când reprimarea furiei se răsfrânge în corp, somatizezi și poate să iasă tumori și da. chestii. Ce pot să fac? Și deci spus... undeva spus... ipohondria aia ta a avut și o parte bună. Da. Cumva. Da. da așa. Uh, ce pot să fac? Și mi-a spus, hai să lucrăm, pe, hai să intrăm în traume, hai să vedem ce se întâmplă acolo în copilăria ta. Și tate, la tine ta. ai avut ce se întâmplă? treabă. Am intrat, -am, procesul ăsta a durat atât de mult, dar a fost atât de dureros în alea patru luni să fac, să mă întorc în copilărie, făceam regresie hipnotică, așa se numește, te întoarce într-un moment din copilărie unde te-ai simțit într-un fel da. sau unde ai fost abandonat. Da, 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 Se spune că dacă primești o palmă, un copil, în momentul ăla, pentru că nu are rațiunea necesară ca să înțeleagă, um, crede că nu este de ajuns și că lumea nu o să-l iubească niciodată. Mă, cum a fost când ai primit vestea? Adică, sincer... Devastator. Mi s-a întâlnit toată lumea. Adică nu mai eram. Am zis, bă, n-am trecut eu prin atâtea. Ce, de ce primesc asta? Ce am făcut ca să primesc asta? Și pe am aflat un lucru. Se spune că dinainte să te naști, îți alegi și relația, și familia în care să ajungi, și experiențele pe care să le trăiești. Uh -huh. Adică dacă tu trebuie să trăiești ca să vindeci în tine a Sufletului tău experiența pe care o ai, să spune că uh, îți alegi familia și experiențele prin care trebuie să neapărat să treci. Ca tu să ajungi la acel plan de evoluție în care să spui poți să experimentezi viața asta. Deci dacă este adevărată treaba asta, înseamnă că eu mi-am ales aici. Am fost o leacă Sadomasu, recunosc <gântu> 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 că n-am ce să spun, asta e situația, a, ăștia sunt în coajă, așa definăm, de asta e situația. Mi s-a întunecat total mintea și am intrat în himnoză Sens, am făcut regresie, m-am întors în momentele foarte aiurea din, din, din viața mea. m-am -am întors non-stop în momentul când m-am aplicat. De deci ce a fost, de fapt, momentul de declanșare? Da. Dar știi, nu mi-ai spus, acum mama ta e ok? Da. da. Doamne, sănătate. în, care, în, care două ani, vrizme care nu pot fi operate deocamdată, mai Da, cu siguranță. Deci, mai mai puterică... poate. -o iei și pe ea de mână și o duci și pe aia la psihologul tău. Nu e caz, nu? Nu, am no da. Cunoaștem. La o anumită vârstă mentalitatea nu. asta nu există. Nu. Da. Dar, bun. Și ți s-a spus, ai fost anunțat, gogule e groasă da, da, da. ce ai tu în stomac acolo, e chimioasă. Am început să fac am început să scot furia din mine. N-ai tratat chirurgical? Nu. Nu, așteptam în septembrie, în 2020, am fost la fundin. Așa. Și la profesorul acela Așa. m Am așteptat să fac endoscopia aceea. Să ia... ia punctia. Așa. Am început să fac hipnoză. Și am okay. început să fac săptămânal. Ok. Am început să lucrez pe traume. Ok. Și mi-am dat seama că sunt varț. Ah, Era și greu. Știi? Așa. Dar cum? O parte din copilăria mea am uitat-o de absolut de tot. Nu știam detalii. A trebuit să intru în regresie hipnotică ca să o redescoperi. Să văd ce s-a întâmplat. Așa. Uh, și acolo am descoperit că, de fapt, atacurile mele de panică eram de când aveam șase ani. Hopa! De fapt, uh, convingerile mele limitative, că despre asta este vorba, există copilul interior, Așa. cel care se ocupă de emoțiile da, da, da. astea, bune sau rele, nu contează. Eu pe toate le-am reprimat, că am zis că să fiu copilul perfect că mi se spunea că trebuia să fiu perfect, toată furia mea s-a ținut în mine, nu puteam să vorbesc și așa mai departe. Eu după ce am câștigat X Factor și până în X Factor am avut grijă de familia mea și familia mea era mare, erau trei familii într-una. Da, știu cum ai spus. Adică pentru a urla, asta zic, tatea urla seara, ei s-au pus, am reușit să-i punem pe toți la casele lor. Nu mai stătea într-o casă, erau trei case. Da. Ca să dai seama. Eu mă ocupam de ca cariera mea și în același timp mă ocupam și de familia mea. Nu puteam să plec. Păi și lasă-mă să înțeleg un lucru. Stai o secundă. Aici deja am eu o problemă. Psihologic, ne-psihologic, dar. Băi, iartă-mă, dar să reușești să faci chestiile astea, bar, trebuie să ai o mulțumire, adică să-ți cam faci singură statuie. Că ai reușit totuși să contribui nu mai la ajuta familia într-o direcție bună. Adică, nu te supăra, nu știu. Unde... A, -a... Nu vreau să fiu răutăcios. Da, și am vine să-ți fud două perechi de palme de să-ți revii instant. Păi la ce căcat să mai ai de regresii și nu mă penii, în condiția în care, băi, pus pe niște oameni, ai ajutat niște oameni să intre pe un făgaș normal, adică iartă-mă, dar uită în oglindă și trageți două da, nu este de ajuns, Codruț, nu este de ajuns pentru că um, eu am devenit loial la 10 ani față de ei. Ok. Loialitatea aia s-a răspuns în absolut orice. Eu nu-mi nu, put, nu permiteam să am propria mea viață sau să mă mut eu în București doar ca să fiu lângă ei, să fiu acolo să-i ajut. Adică, atâtea urla în capul meu noaptea din cauza la Alzheimer, uh -huh. și eu nu dormeam, și mă. a doua zi plecam la București, mă întorceam de patru ori. Și tot, de asta spun, 2015-2019, toată furia, că era multă, da, 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 și la din greu. copilărie, s-a răsfrâns prin, fur, prin tumorile pe care le-am descoperit. În himnoză am început să lucrez la mine, Convinge mele, nu mă credeam unde a ajuns, trebuia păi, să, exact ce să, spus să eu dovedesc din nou. tuturor că eu merit. Da. Și știi ce mi-a spus psihologa? Uh, N-am crezut-o inițial, dar mi-a spus, știu că iubești pe -ai tăi, se vede. Păi. Însă, există o limită între a da, a te da pe tine pentru ei, mm. a te sacrifica, pentru că asta ai făcut. Și ce ai făcut în momentul ăsta? Că ai rămas singur. Mm. Și ce ai mai făcut? Știi? Da. Care e rezultatul? Adică, uite ce ți-a dat Dumnezeu. Ia o palmă. te potolești o odată. dată. te un pic. Că... Te potolești odată, termin cu viața altora. Ne să ne te... întoarcem la ce vorbeam la început. Să, să te dă de și tine. bune, dar îți dă și rele asta ca zic. să le vezi bune. Asta zic. Dar spun, de când m-am născut și până hmm. acum am ținut de mână și m-a dus acolo unde trebuia să fiu, să simt ceea ce trebuia să simt, să mi se întâmple ceea ce trebuia să mi se întâmple și să-mi iau lecțiile pe care le-am învățat. Care a fost lecția mea cu treaba asta, cu tumorile și cu tot ce s-a întâmplat? În iunie s-a întâmplat asta, în septembrie nu mai aveam nimic. Numai prin, uh, prin hipnoză. Și m-am întors către mine. Și tratament nimic. psihologic ai reușit să bazi mizeria asta. Și astăzi cum nimic. ești? Uh... Îți faci analizele la cât timp? Nu, fac nicio analiză. Păi și nu trebuie să vezi dacă -am mai am doamnă creștere. analizele la cuși șase luni nu există niciun marker tumoral în corpul meu absolut deloc. Exclusiv hipnoză și introspecție și... Introspecție. Am stat cu ceea ce simt și himnoză. Incredibil. Dar în același timp somn, pe nebuneală. Adică aveam program atât de fix cum n-am avut în viața mea. Pentru că eu ce făceam? În, alea, în anii a 5 ani de zile cât am stat numai pe drumul și mâncat numai după, din benzinării, că eram de la evenimente și eu nu mănânc la evenimente, că nu mănânc nici după da. și după aia trebuia să fiu la alt eveniment. Mâncam o dată pe zi, o dată la 12 noapte. Ca să-ți dai seama. Cafele și sucuri. Ce am făcut? Am avut grijă de mine. Ai să ai grijă de tine. Da, da face parte tot în vindecare. E, dar nu s-a întâmplat. Uh. Alegerea mea n-a început să se întâmple atunci. După ce m-am am, -am vindecat, am continuat cu drumul ăsta de, de dezvoltare personală și introspecție și mi-a fost foarte greu pentru că aveam niște tipare foarte toxice pentru mine. Și asta se vedea și în relațiile în care eram. Îmi okay. alegeam partenerele care să mă abandoneze și să mă trădeze. Serios? Pentru că fiecare asta să, să țină oamenii minte orice lucru care se întâmplă în viața ta se întâmplă pentru că nu că vrei tu sau că Doamne, de ce mi se întâmplă asta? Atragi ceea ce ești, nu ceea ce vrei. Dacă eu vreau mâine o mașină, nu se întâmplă să vină o mașină roșie la poartă. ci o să a, nu? A, atrag o bicicletă nu. sau o trotinete pentru că atâta cred eu că merit. Și mi a atrăgeam partenerele în așa fel încât să fie niște, niște narcisiste. Cum? Ce se întâmplă în realitatea ta? Oamenii care vin în față în față cu tine, te oglindesc pe tine cu ceea ce îți faci tu. Adică dacă unul te respectă, este pentru că la un anumit nivel, tu nu te respecti pe tine. Nu, dacă nu te respectă, înseamnă că nu te respecti tu pe tine. Și te respectă. Nu, că tu ai zis, dacă te respectă, înseamnă că tu nu te respecti. Nu, am spus că dacă nu, nu te respecti. Da, da. Nu te, da. Dacă nu te respecti tu, nici cel din fața ta nu te va respecta. Dacă tu nu te faci o prioritate, nimeni nu o să te facă o prioritate, nici măcar în relația ta. Asta e dinamica relațiilor. Partenerul tău va oglindi întotdeauna, el este singura, singura persoană cea mai apropiată de relația pe care ai avut-o tu cu părinții. Relația cu mama sunt relațiile. Dacă le-ai armonioase sau destructive. Relația cu tata, banii și succes. Asta am învățat în treaba asta. Foarte tare. Și asta am spus-o. Ceea ce au nevoie românii nu de mai multă mâncare și nici de mai multe droguri. De hrană. Ce au de hrana de aici? Da, aici. de aici și de aici. Da. Asta e doar. Da, un... da, da. E ego. Da, mă, dar un nu tipar. mergem la psiholog. Că că la suntem psiholog nebun. suntem nebuni. Da, da, da. da, da, da. da. Ce înseamnă nu, mentalitățile de căcat. se spune că uh, fiecare ne alegem jobul pe care vrem să-l facem. Uh, cumva datorită rănilor pe care le avem în funcție de nevoi adică dacă eu mi-am ales să fiu artist este pentru că am vrut să fiu iubit, validat și acceptat m-am oprit din terapie și m-am întors către mine în totalitate adică ce am făcut? Mi-am învins toate fricile mi, mi era frică și să stau singur în casă din cauza temei de abandon Me. ca să-ți dai seama știi? și uh, am ascultat sfatul terapeutei și am început eu am, am, o disciplină la care nu renunț absolut deloc. Bravo. trezesc dimineața, îi mulțumesc de Dumnezeu, sunt foarte recunoscător că respir și pentru tot ce am, afirmații în oglindă, am meditație și încă o 30 de minute de afirmații în căști. Asta mea, două ore, o oră, ceva genul ăsta. Și deci, până să ieși din casă, tu ai nevoie de două ore. Clar. Dar da. nu să mă pregătesc. Da, mă, da, am înțeles. Sufletul meu. Să -mi, știu ca să mi încep ziua bine, ca, indiferent ce s-ar întâmpla pe timpul zilei. Deci, păi e degeaba arăți bine pe afară dacă nu trăiești un putregai. Asta adică, zic. Mai știi? Mai serios. Da, majoritatea oamenilor încearcă mai mult să coafeze, știi, gardul decât. Da, că da da, leopardo, da, da, știi. da, 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 și noaptea am meditație, o dată pe săptămână am terapie. Pe și când ai, de exemplu, nu știu, să zicem că trebuie să ajungem în Belgea la una dintre firme. Da. Și habar n-am. Ai avion dimineața la ora 5 ceva, te la 3. Nu contează, da? A, deci întotdeauna îți rezervi două ore? O oră. Sau o oră, Chiar puțin, mă rog. A, da. că... ah, da. okay. Da. ok. Asta foarte, face parte din disciplină. Nu renunț Foarte bine. astea, da. Foarte nu nu renunț pentru că mi -am dat să... eu nu mai m-am îmbolnăvit eu care mă îmbolnăveam. bă, în fiecare lună... Bine, lune... aveai, stai că aveai și zona aia de ipohondrie. Da, dar să mai spun un lucru. Ideea este că anxietatea mea și depresia mea și așa mai departe eu luam pasile antibiotic în fiecare... Antibiotic? La fiecare păi două săptămâni. La fiecare două săptămâni <laughs> ah, și asta zic Adică la, la fiecare pic. două săptămâni Fiecare lună Eu luam antibiotic pentru că făceam în Diverse infecții în da, gât mă Gât, rog, da. la plămân, urinare În continuu, nu scăpam de ele e, Acum nu m-am bolnăvit de un an de zile Bun, bun Toate lucrurile alea funcționează știi? Dar și Ai și un regim alimentar da, Regim Duminică mănânc ce vreau, tot, până crăp Așa. Dar după ora 8 nu mai mănânc Bun. Până la ora 12 dimineața, la prânz, okay. așa. Uh, am, cum deschid ochii și așa mai departe, după ce îmi termin toate lucrurile alea, uh, nu beau cafea cu cofeină, că beam pe nebuneală, băgam așa. așa. De fuma nu fumezi de... Păi și de unde e energia tată, fără cafea Dar nici nu trebuie de la cafea. Fără cafea La tine. Faci, oh. faci meditația aia, cum Dar te nu trezești. să în... nu se deschide ochiul <laughs> ca dimineața <laughs> până n aud de expresor, mi să-l <laughs> de deci, la 3 încep așa să mijesc un pic, o geană. De la 12, după amiază, după la prânz, mănânc prima masă. Am Mănânci două ceva, mesi. nu? De exemplu, uite, îmi fac două fierte cu avocado, cu salată, ceva de genul ah, ăsta. Okay. Dar, ți-am spus, de la 12 până la 8 mănânc, dar nu mănânc dulce. Deloc? Fără zahăr. Nu, mi-au fără zahăr chestii. Deci, am fără zahăr. Fără dulcic? Fără. Decât duminic. Duminică îmi las. ce Ce Cea urâtă. Că... Păi, și în sărbătorile date de la no. bunuțul, nici de Crăciun. Nu de... se merită. Dacă te... că pică Crăciunul duminica. De... Cod dacă așa. te iubești cu adevărat și te respecti de ajuns de mult, o să faci și aceste bine pentru tine. Corect, așa este. Dacă tu, așa dacă este tu te iubi așa cum zici că te iubești, băi eu mă iubesc pe mine. Nu, te iubești frate, dar bași ți în gură. Te iubești, punct. E adevărat. Eu mă adevărat. iubesc pe mine. Pe te iubești pe tine, dar stai în relația de căcat. Ce faci Corect, da, așa este. Așa te iubești pe tine, dar ce Nu... da. Dar nu în fiecare zi, o dat de două ori pe săptămână, ceva genul ăsta. Ceea ce vreau să știe oamenii, puteți să fiți voi, mă. Voi iubesc. Cine trebuie să vă iubească, vă iubesc. Da, dar înainte de toate, iubiți-vă voi înși vă. Da, da. Și mulțumiți-vă că sunteți... recunoscători. Exact. Pentru că viața asta, mâine se poate întâmpla, asta am învățat, mâine se poate întâmpla orice, se poate muri cineva drag, da, sau da, se da, poate da, întâmpla da, ceva da, cu tine. Da, o nenorocire de poate lovi de mașina peste tine sau un autobuz peste tine și oh. a fost toată viața. Însă, ceea ce vreau să spun este că nu știi ce se poate întâmpla mâine, de aceea să-i mulțumești lui. Da. Cui vrei tu? Că îi zici universul. Nu că contează. contează. Că zici vrei Am mai spus-o. Religia a despărțit oamenii de Dumnezeu. Așa este Religia nu mai este mâna lui Dumnezeu. Da. A devenit total altceva. E un business. E altceva. Altă de și fapt, da. Orice anunțe. religie, dacă dar că asta, au, mai apărut, au mai apărut și document documentarele, anchetele făcute de băieții de la Recorder. Oh. Pentru nu că oamenii se vând pentru bani, știi. Dar ceea ce vreau să spun asta este. Asta că s-a vândut ăla pentru pentru argini sau câți erau. Eu, da. Adică despre no? ce vorbim. Da. No. Și ce, ce, ce mai vreau să spun oamenilor, că indiferent prin ceea ce ai, ai trece în viața asta, bă, oricât ar fi de greu, oricât ar fi de greu, nu ți s-a dat degeaba treaba Dacă situația nu se schimbă, înseamnă că situația a venit să te schimbe pe tine. Așa e, așa e, corect, așa e. Și treaba asta este că la sfârșitul puterii tale te așteaptă mereu Dumnezeu. Da. Mereu. Să fie și, de fapt, și de fapt la sfârșitul fiecarei perioade de luptă te regăsești pe tine. Te aștepți tu pe Altă Variantă. Altă variantă. Așa e. Dar să spun oamenii ce că să n-ai regret în viața asta, pentru că tu ai făcut cât te ai știut, cum ai știut, cum ai simțit la momentul ăla. Chiar dacă uh, a fost și cel mai mare rahat pe care l-ai făcut în viața asta. Atât ai știut în momentul ăla. Atât ai simțit și atât ai acționat. Nivelul ăsta de cunoaștere al tău, acum, pentru că este un nivel de da, cunoaștere, da, da. cât de mult ți-a influențat muzica pe care o scrii? Ce pot să spun și uh, nu o să spun că e rușine, nu. O spun că asta am fost și asta uh, m am gândit atunci. M-am bucat din muzică, din traumă. Așa? Din durere. S-a văzut asta. Uite, mai, oamenii... trăd, mai trădat în slup așa. da uh, oamenii n-au înțeles un lucru uh, hai să spun de asta că e cu unul vrei sau e din care vrei tu o să-l desfăp no, așa m-am apucat din, de muzică ca un refugiu așa uh, a continuat ca o iubire dar după ce am câștigat X Factor voiam să dovedesc pentru că toată lumea și acum oamenii când vin pe live și întreabă, dar de ce n-ai făcut nimic da mă dar voi nu cunoașteți povestea din spate Stai așa, n-ai făcut nimic, adică ce. Cum ar fi vrut ei să fiu pe radio și chestii și eu mi-aș fi dorit treaba Bine, asta și apreciez foarte mult încrederea, radio. știi? Asta spun. Dar ceea ce vreau să spun este că am învățat mm -hmm. un lucru, Ți am spus cum am spus și la începutul podcastului. Uh, nu am cum să critic pe nimeni în viața asta pentru că doar ei știu prin ceea ce au trecut. Eu știu că am făcut tot ce mi-a stat în putință, cu tot ce sunt plan în viața mea, în momentele alea, și am ajuns la pragul în care să-mi pierd sănătatea mea. Corect. Și nu s-a meritat. Ei, și a început treaba asta ca o, uh, ca o, dovadă. Voiam să reușesc și să fiu altcineva. Nu eram eu după ce am câștigat X Factor și recunosc treaba asta. Și acum m-am întors la dragostea pentru muzică. Te-ai regăsit. În totalitate. <coughs> tu scrii și versurile și muzica tot? Atunci? Bravo, de? foarte tare. Da. Foarte tare. Păi versurile aia poate ar fi bine să le adun cumva într-un... Uh... Păi toată lumea ce un... de piesa mea sunt bine, că dar ar trebui cumva să le adun într-o, cum se cheamă, într-un volum, știi, de poezii. Pentru că să... O să scriu o carte, am mm. spus că o să scriu o carte și o să spun uh, uh, peste vreo câțiva ani așa, cu tot ce s-a întâmplat, pentru că vreau, eu nu cred că durerea asta ți-o dă Dumnezeu aiurea. A, nu. Ți-o dă Dumnezeu ca să ajungă da, da. la cineva care... Bă, măcar să-l facă să mai meargă o zi înainte. Deci eu mi-aș dori foarte mult ca în urma acestui podcast, pe care noi doi l-am l-am ținut astăzi. Și în urma tot ceea ce ai povestit tu, măcar doi dintre cei ce ne urmăre și cumva nu realizează că au probleme sau poate realizează, bă să punem mâna pe telefon, pe da. internet, da. E da. Să meargă la psiholog, să pentru că sunt foarte multe persoane care au traume, da. nu realizează chestia da. asta și refuză, cum să spun eu, Mă refuză cu o înverșunare din asta uh, haotică deja, pentru că nu mai este o înverșunare direcționată, e și o înverșunare de aia. Nu, domne, da. ce-mi trebuie mie. Da. Păi nebunule! Păi din Se țin niște lucruri, niște workshopuri uri gratuit, dacă știi unde să le cauți, în care te învață niște lucruri. Mai este, îți uti... dau un exemplu, unele pe Revolution, e cu Marius Simion mi se pare. Uh -huh. Sunt unele gratuite, te învață omul ăla cum să-ți schimbi viața. Dar mă, sunt o grămadă de... Sunt Dar o grămadă aveți de și grijă că nu toți de pe TikTok sunt da, calificați. Da, da, exact, exact. exact. S-au dus prieteni la terapeuți, ai mei. Eu i-am trimis la terapeuții la care am fost eu. S-au dus la terapeuți și nu vă imaginați ce au încercat să facă și câte aberații s-au întâmplat acolo. Păi normal. Păi cred că s-ar putea și asta să fie să fie frica, cumva, probabil, o frică, da. știi? Da, da, să fie o frică. Da. Dar oricum una peste alta există medici psihologi, există psihiatri, există da. psihanaliști, există mă, psihoterapeuți. Că... Foarte bine pregătiți, foarte bine cotați, să nu au o distanță de un telefon, da, faci este. o programare. Băi, o da. primă vizită, poate spune la tute domne acasă că ești sănătos, n-ai nici pe, Ceea ce pot eu să spun este că um, pastilele nu rezolvă absolut nimic, doar uh, ameliorează simptomele. Pastilele, drogurile și alcoolul nu rezolvă. Absolut deloc. Bine, hai că bei un spritz într-o seară așa... Ai altă Și pasiile că zici tu, mă doare capul. Eu am paracetamol. Băi, ești nebun? Câte paracetamol ne-ai luat până acum? Câte ne-ai luat? Și de ce nu ți-a trecut? Gen, să nu mai simți niciodată treaba asta. El e un compus chimic pe care îl bagi în corp, care e posibil să te afecteze încă două organe pe lângă. Dacă ai putea acum, printr-o minune dumnezeiască, da. să te întorci la tine la șase ani... M-am întors... Nu, regresie. Nu, pe asta Lasă faci. Asta. nu te întorci pur și simplu Să te Fizic. vezi cu tine față în față Fizic, Fizic. Okay. Ce ți-ai spune? Uh, sau isti... ce sfat ți-ai da? Uh, N-aș vrea să se schimbe absolut nimic Pentru că uh, pe lângă faptul a ceea ce au făcut părinții mei Sau ceea ce au făcut oamenii din viața mea Stai, vorbind de tine Ajung și acolo, lasă-mă să termin asta Pe lângă faptul că au făcut lucrurile pe care le-au făcut Să nu uiți și aurul pe care mi l-au dat Adică, dacă au făcut traumaturile pe care le-au făcut, le-au făcut și pe mine m-a transformat în omul care sunt astăzi. Nu ei, eu. Nu traumele mele, eu. Puterea și ambiția mea din mine. Dacă m-aș duce la șase ani către mine, ea spune, ești de ajuns, nu o să fii niciodată abandonat, indiferent de cine va pleca, eu voi rămâne aici. Dar ai schimbat ceva? Nu. Ei, uite, vezi? Nici măcar acel. E uite, vezi, până la urmă până la urmă, meritat, ne tot. întoarcem la o chestie pe care ai spus-o fără să o conștientizezi, fără să o aprofundezi și fără să o punctezi foarte tare. Și ai spus ceva mai devreme? Tot ceea ce trăim ne conturează în ceea ce suntem. Este foarte adevărat că multe din evenimentele pe care le-am trăit ne pot transforma și în mod negativ. Cum s-a întâmplat și în, și, în, și în situația ta. Da? Dar cu toate astea, există... cu toate astea, există un ceva. Da care te învață totuși să evoluezi inclusiv din lucrurile rele. Da. Și aici ajungem la o chestie, un exemplu pe care aș vrea să-l dau celor ce ne urmăresc și este foarte important. Citeam o chestie mai de mult, să tot fie vreo, cred că, 20 de ani, când începuse să se vorbească despre clonare. Și, mă rog, sunt foarte multe teorii din astea. Știi că, nu, domne, clona sigur va fi ca, va individul de bază. Nu are cum să fie așa. N-are Dintr-un motiv foarte simplu. Fiecare minut pe care îl petrecem în viața asta, fiecare secundă, fiecare clipită, își pune amprenta asupra noastră sub o formă sau alta. Da, așa este. Adică nu poți să ai doi indivizi absolut identici și care să fie absolut identici și peste 20 de ani, în conține în care ei au trăit în medii diferite. Pentru că eu astăzi, de la tine, am învățat niște lucruri. Da, așa este. Nu tu de la mine ai fi învățat ceva, nu știu, habar n sper. No. Dar este clar că ne influențăm cumva și fiecare interacțiune ne influențează. Pentru că se spune că cei că suntem conectați unul cu altul. Da, asta este evident. Asta, cumva da, da. există o conexiune. Uh, se spune uh, că... De că asta suntem energie tot... înainte de toate, adică... A, și evident. masa asta e energie și noi suntem Na, energie, totul evident. este energie, clar. Gândul este energie. E creează un câmp electromagnetic în jurul tău da, așa și de asta, asta se da, strânge... Da, da. Dacă tu ești depresiv, nu vine nimic către tine. N-are cum. E imposibil. Da, corect. așa să totul. Asta este toată treaba. Adică sunt niște chestii. Adică starea de spirit îți influențează existența... Asta humană. nu înseamnă. Trebuie să fii și autentic. Și dacă tu te simți trist, păi las-o să fie acolo și să... Tristețea te, te îndeamnă către introspe, introspecție. introspecție da. Adică gen, bă, ce se întâmplă? Ce, ce am nevoie? Ce s-a întâmplat? Unde am nevoie să pun iubire? Unde am nevoie să pun curiozitate? Că curiozitatea te duce către... Și bă, unde să las tristețea să mă afecteze? Că știi? și asta e foarte important. Adică tu trebuie să-ți trăiești toate emoțiile alea, dar în același timp nu trebuie să te scufunzi în totalitate în ele. Trebuie să ai un echilibru între minte și emoții. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Am făcut unul cu tine întorcându-te în fața ta la șase. Dar dacă ai pleca acum către tine de peste 10 ani, ce mesaj ți-ai dat? Știi că asta fac în fiecare zi, nu? Da? În fiecare zi asta înseamnă regre regresie. O dată către uh, copilul tău interior și o dată către sinele tău viitor. viitor. Aha. Știi? Asta fac în fiecare zi în meditație. Mă duc, îl iau pe la micu, dă mânuță, și îl duc la ăla mare. Ce tare. Și, și arat... ce îi spui lui mare? Uh, îi zici să mă, să mă ghideze. Peste 10 ani. Peste 10 ani uh, vreau să-i mulțumesc că nu a renunțat. Ce tare. Foarte și către niște. cel mic îi spun: uh, Vreau să știi că ești perfect așa cum ești. Ce deci am încercat eu mereu să fac, și asta a fost uh, uh, cumva să mă, să mă iau după lucrul ăsta, este în fiecare zi să fiu mai bine decât am fost ieri. În fiecare zi să fac mai bine decât am făcut ieri. asta este o luptă cu tine. Pentru că dacă vrei să evoluezi și vrei o viață pe care ți-o dorești, trebuie să m, cumva să ajungi la mentalitatea aia și la simțirea aia, să primești viața aia. Da, așa este. Dacă tu crezi că meriți înăuntru tău și simți lucrul ăsta, tot, exact cum a fost la mine, eu îți spun un, un, lucru pe care nu l-am spus nim nimănui. Înainte să câștig X-Factor, în fiecare seară, îmi imaginam înainte să adorm, cum sunt cu premiul la mână. Da, mă, asta e și apare și în chestia, în secretul. Da. Da da, da. da, da, asta este un... O... Dar, e o chestie ar cunoscută, nu e o chestie. Asta nouă. zic, adică. dar că... știi ce să nu trecem cu atâta ușurință peste treburile da, astea. Da, da. Da, nu știu. Din, din păcate, avem tendința asta, știi, de a ne îndrepta foarte mult către material. Și uităm de foarte multe ori că, de fapt, și de drept mai importante decât lucrurile materiale sunt lucrurile pe care le avem în noi și trăirile noastre. Și, da, știi asta, să știi că pe undeva e, e oarecum de înțeles, pentru că e vâltoarea asta a vieții. Știi, eu văd viața asta ca pe, un, ca pe o mașină de spălat, știi? Ai văzut cum e programul mașina asta? Da, începe este. în dreapta, după aia începe în stânga, să mai oprește, să mai... Cam și, și viața, asta e adevărul. Și o reprezentare mai, mai plastică ca asta, sincer, n-am găsit. Nu sunt eu da. la filozoful care ești să Ești aici să experimentezi, punct. Exact, exact. Și până, urmă, și până, la urmă ești dator să greșești. Ești dator să faci lucruri Dacă bune. Dacă n-ai greșit, nu ai ești învăța. dator, îți, Ție ți ești dator da. să faci toate Dar trebuie să-ți fii loial ție și să te respecte în, 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 același timp să spui, bă, ce simt acum? Asta? Bă, să mor, eu de, mă duc și fac tot ce îmi stă în putință. Mă duc și lucrez 20 de ore ca să mă duc să fac terapie, să aflu cine sunt. Pentru că eu nu știu cine sunt. Tu crezi că știi cine ești, dar tu nu știi din ce cauză, din ceea ce ți s-a întâmplat. Știi, ăsta este un podcast foarte interesant. E un podcast la care plecasem cu o idee clară și fixă. Avem niște întrebări clare pe care vrem să-ți le, să le adresez. Am trecut peste ele, le-am rezolvat, nu mai contează. Și îmi place foarte mult cum a decurs discuția și mă, mă bucură că, că am mers în, în zona asta. Dar am totuși câteva întrebări la Sigur. care țin foarte mult să mă Sigur. răspunzi, pentru că sunt, sunt niște întrebări care oricum sunt oarecum în legătură și cu ceea ce ai povestit tu până acum și cumva te definesc. Cine și cum te inspiri? Sau, mă rog, cine te inspiră să compui sau ce anume te inspiră să compui? Ceea ce simt. Deci pur și simplu tot ce compui, compui din, din tine. Ceea ce vreau să știe toți oamenii este că eu sunt în toate felurile posibile. Nu sunt nici rațional, nici nu doar simt, sunt o multitudine de părți în mine acolo. Adică ceea dacă tu mă vezi pe mine, da, asta spun, mă vezi acum râzând, da, în secunda două pot să plâng pentru că vă vezi Da, normal. Adică eu nu vreau să mă dau ceea ce nu sunt. M-am dat destul. Ajunge. Am făcut pe toate. Cât de important e să fii natural? Păi toată viața asta, cred că scopul tău ar trebui să fie să fie autentic. Când ai toate părțile alea rănite din tine, le ei în brațe, ele se integrează. Corect. S-au integrat, apare cine ești tu cu adevărat. Corect. Deci eu cred că scopul tău în viață este să experimentezi, să fii tu. Nu cred că există altul, un scop mai, mai mare de atât. Tu cu ce faci, ce îți place să faci? Să faci muzică. Tu cu cum iubești oamenii, până la saturații. Cum ajuți oamenii cu toată iubirea din tine? Ăsta. Asta vreau să fiu. Nu vreau să fiu absolut nimic. Dacă, și vreau să știu dacă mâine ar fi să mor, vreau să știe cineva pe pământul ăsta că răduță n-a n-a renunțat. Ăsta este scopul meu aici. Pentru că spune când sunt lumea, da, ce viață a nu e despre asta, că unul poate să fie după colț care are, e boschetar, îl vezi boschetar, da? Cred că tot ce vezi tu în, în viața ta și vine în viața ta și în drumul tău, vine ca să-ți dea o lecție. Și atunci, ultima întrebare a serii. Ești actorul principal în propria poveste? De data asta, da. Este, este povestea, eu sunt creatorul meu. Eu sunt creatorul vieții mele. Dumnezeu este, mă ține de mână. Mai mult ca niciodată. Spune că sunt niște chestii foarte importante pe care oamenii ar trebui să le înțeleagă. Da, am vrut să spun neapărat treaba asta pentru că să le spun oamenilor ceea ce m-a ajutat pe mine foarte mult. Ceea ce trebuie ei să înțeleagă și să descopere este de ce răn suferă. Fie la păi și cum facem psiholog, asta? fie la hipnoterapeut sau fie prin... Vă spun două cărți? Pot să vă spun două, trei da, cărți? Da, cum care, să nu? Acum vreau să, le, vreau să mi le dai pe WhatsApp și să le punem în descriere. Sigur, sigur. Uh, prima carte se numește Vindecarea celor cinci răni. Uh, este o carte, cred că verde sau roșie, nu știu exact, cu un trifoi. O să vedeți, dacă o căutați, este 25 de lei. Nu, nu, nu costă foarte mult. Auzi, la câte carte nu se citește în da. țara asta. Uh, a doua carte care pe mine, m-am căcat pe mine de plâns, M-am căcat pe mine de plâns și acolo am descoperit toate convingerile mele limitative și de ce viața mea a mers a așa cum a mers sau a, a lor mei. Pentru că se spune treaba asta, ci uh, că până la șapte generații se transferă trauma. Da, 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 am mai auzit chestia asta undeva. Am adică auzit? începe cu părinții tăi, bunicii, străbunicii, stră, stră, străbunicii și tot așa mai departe. Uh, cartea se numește Vindecarea copilului interior. Așa. Este la fel, 25 de lei am dat pe, pe ea, de Stefani Stal, cred că se numește. Acolo veți descoperi toate rănile voastre, veți descoperi niște exerciții care să vă ajute în anxietate, în relații, în depresie, cum să treci viața asta și cum să-ți educi mintea ca să schimbi realitatea pe care o ai. Ceea ce vreau eu să vă spun, lucrurile pe care pot să, pot să vă dau cinci uh, obiceiuri pe care eu le fac în fiecare dimineață și seara. Primul lucru este cel mai important, meditația. Găsiți niște meditații, dacă vreți puteți să-mi lăsați mie un, un, un uh, mesaj, vă dau eu meditațiile. Te găsesc oamenii și pe Facebook și pe YouTube exact, și pe la fel, Instagram peste tot Exact, exact, okay, exact. Da, lăsați acolo un mesaj, vă dau eu meditațiile. Uh, afirmații. Un lucru cel mai important, în fiecare dimineață să te duci în fața oglinzii, cum te-ai trezit? și să spui te Au, de ce nu faci un TikTok cu O să fac asta, am spus că fac un, tău, un, 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 videoclip de vindecare, că mm -hmm. mi-au tot cerut da. oamenii pe, pe internet. Păi băi, și... tu ești un exemplu fantastic, mă, băiatule, în caz că nu ți-ai dat seama. Eu vreau să le dau, nu, lasă exemplu, eu vreau să-i să ajut măcar păi, o leacă, Asta zic. O lecuță, știi? O Deci prim, primul lucru este meditația neapărat, uh, lista cu recunoștință în fiecare Așa. zi. Uh, în fiecare zi să te duci în fața oglinzii uh, și să spui te iubesc, mă accepte pe deplin așa cum sunt. Spui numele, Florin, exemplu, te iubesc, spui asta de 10 ori, dimineața și seara, și după o lună îmi spui ce schimbări ai, asta odată, în fiecare zi să scrii ceea ce simți, tot, dă vine să înjuri, să spui ceea ce ai tu pe suflet, să accepți toate lucrurile asta care sunt. Asta îmi seara. Mai că ales seara, că le aduni ca să te liniștești, da. Asta zic, ca să te liniștești seara și să ai un somn cât mai ok. Uh, deci am spus așa meditația, afirmația în oglindă lista de recunoștință scrisul și mai este un lucru, psalmi așa uh, sunt uh, pe internet psalm uh, de, de protecție divină și sunt -mi de-a mie mesaj uh, și psalm de uh, anxietate și depresie mm. băi știi că durerea este rea și vezi doar ce este rău în viața ta dar în orice moment, prin fiecare respirație pe care o respir, Dumnezeu îți spune, uite-te la mine, nu te uita la ceea ce se întâmplă. Pentru că Dumnezeu este mai mare și decât orice frică pe care o ai, decât orice durere care ți se întâmplă. Îți mulțumesc foarte mult, Florine, îți mulțumesc foarte mult Vă și rămâna. pentru ceea ce faci și te rog frumos, nu te opri din a face muzică. Niciodată. O să las, o să las în descriere un link către canalul tău de YouTube. Sigur. Și de. oamenii o să vadă acolo că ceea ce faci tu chiar este foarte mișto. Și bă... Te rog eu mult de tot. Clipul ăla pe care mi-a l arătat mie în premieră absolută. Și <laughs> mai... Bă, pune mă cumva să-l văd doamne. Da, e păcat. E, păcat. e primul tău clip. Știi ăla... dar am zis, bă, să nu fie YouTube ăsta. Vezi, și să nu mă vadă pe mine <laughs> cum a fost la început. De ce? Dar să vadă ei și dar acum. nu cum am ești o mândrie, nu ești, o mând, nu, nu ești mândru sunt, de tine? Sunt, uh, sunt, mândru cu ceea ce am devenit, așa este. Da. Super. De unde am plecat și unde B sunt. Dragilor, asta a fost tot Rămâneți alături de noi și nu uitați Like, share, subscribe, v-am mai spus Ne ajută în da. economia De asta aveam atunci <laughs> Ne ajută în economia algoritmului Mulțumesc din suflet, mulțumesc mult de tot Cu mare O mare, mare bună plăcere Mulțumesc